Bună ziua, bine vă găsesc! Și noi, bine ați venit la podcast! Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație! Așadar, avem pentru Maia levănțică, asta e pentru grădina Maia, da? Levănțică. Iubire! Asta e levănțică, da? O luăm cu soarele, e frumos, e tihnă, e pace. Eu a fost pe drum complicat, a fost pe drum ca aglomerație, că... frâne bruște, accelerări, normal să ajungem cât mai repede. Asta este o hortensie. Hortensie. Asta este o floare japoneză. Deci toate le-am pregătit pentru Maia. Ah. Ei, o pedanterie și cu ochelarii ăștia de soare, da, fac bine uneori. Sunteți foarte cool cu ei. Cine zice ăla este? Adică rece... Cool, glumă, gace. Astăzi, dragii mei, o surpriză foarte mare pentru mine, o emoție în plus, pentru că Maia Morgenstern, steaua dimineții noastre, de fapt, steaua dimineții, steaua întregului... Pot să vin și eu la podcast? Cum? Pot să vin și eu la podcast? Hai, vină cu asta. Maia, vină cu... Nu neapărat. Salut! Salutări. Stai jos. Mie îmi plac vizitele astea surprinzătoare. Cum te cheamă? Nicolas. Nicolas, semene cu Mel Gibson în copilărie. O să-i spun și Maie. Cu ce ocazie la noi? Îmi place podcastul. Da. Doamne. Studiez aici. A, studiez aici? Da. La academie? La ce instrument? La academie, la chitară, dar mai mult la pian. Și vocea, bineînțeles. Ai voce frumoasă? Știi să crești... Vezi că noi avem tot felul de instrumente aici, te verificăm acum. Am văzut. Ia tu chitara în brațe. Vezi că e acordat, am acordat-o eu în fiecare dimineață, acordez chitara asta. Așa, ușor pe scaun, așa, așa. Cineva cântă. Ce e asta? Nu, o pasăre. Da. Ăsta ce e, salutul vostru? Da. Nicolas. Avem un salut. Tu ai un salut cu Alice? Mulțumesc! Eu am un salut cu Alice. Alice, vino să dau și eu salut cu tine. Deci așa, 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 așa. Am făcut salut cu Alice. Ce piesă cânti? Monsters de la James Blunt. Nu e o piesă ușoară. Știi tu să cânti cu vocișoara ta, să cânti în același timp la chitară și la voce. Stai să fac introducerea. Ladies and gentlemen, right now, Nicolas on here and his voice and his beautiful guitar, right here on Lucruri Simple. Îmi place apa foarte mult, sunt o mare băutoare de ceai și cafea îmi face bine. Încă late, după amiaza târziu, nu beau cafea. Bun. Dar am spectacol diseară, așa că o să prindă bine și o cafea. Before they turn off all the lights, I'll read you your wrongs or your rights. Time is gone. Oh, I tell you goodnight, close the door. I tell you I love you once more. Time is gone. I'm not your son, you're not my father. We're just two grooming saying goodbye. No need to forget, no need to forgive. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn. Chase the monsters away. Bine, bine, Nicolas! Iată, uite-ne! Adică eu trebuie să descoper singură labirintul ăsta. Mi-e îngăduit să arunc un ochi. Da, ai da. Sunt sălile de curs. Ești frumușel, talentat. Ce culoare au ochii tăi?
Așa, dragă, nu știam, nu bat până acolo, mai văd eu bine așa. Bravo. Ce intenție ai? Vrei să ajungi... Da, vreau. Vrei să ajungi artist mare, a? Da. Asta e. Dacă e ceva, ce pot eu acum să spun, este că eu îți cumpăr primul bilet la primul concert. Ok. Ai o voce foarte faină și baftă în continuare. Mulțumesc. A fost Nicolaș pentru noi! Și acum în final cântem în coate refrenul. While you're sleeping, I try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Nicolas în concert, Maia Morgenstern vine. Nicolas, aici numai vedete, numai Morning Star, Evening Star și Nicolas. Te că nu mai vrea să pleci acum. Pa, Nicolas, hai, du-te la studii, dragă. Hai, du-te la studii, hai, du-te și studiază. Lasă chitara acolo, că-mi trebuie și mie să mă antrenez. Și tu te de la studii. Ciao, pa. Loc, sloc, sloc, șoc, floc, du-te, pa. Și albastru ăsta de Prusia. Ce culoare e asta? Al ce fel de albastru e? Și turcoaz și neturcoaz și un amestec și ce rezultă? Și gravuri pe pereți. Și mulțumim foarte mult colegilor noștri, celor care de 3 ani încoace ne hidratează la lucruri simple. Mulțumim frumos Aqua Carpatica. Aqua Carpatica, Aqua Carpatica, Aqua Carpatica. Vei face un nou spot la Aqua Carpatica. Va fi plin de putere, pasiune, natură și iubire. Unde e o ușă deschisă, aș trage cu ochiul. Vă rog. Da, are bara clasică, vă cred. Un sau vreo 8. Jute. Întoarcerea întotdeauna pe la bar. Și trebuie să faci cu piciorul înalt, ca pentru simetrie, nu? Da. Asta merge mai greu. Mă descurc, nu? Inclusiv cu fractura de menisc. Foarte bine. Relevé. Wow. Nu? Da. Da. Merge. Da, așa. Hai, am făcut o încălzire, așa. Doamna balerină. Este. Puțin pensionară, dar trebuie să existăm și noi. Nu se observă. Ba să se observe. E nevoie. În mișcare nu se observă. Și... după aia. Et si tu n'existes pas, je ne serai qu'un point de plus. Dans un monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. La coborâtul scărilor aici avem dificultăți. Nu vă grăbesc deloc. Dacă ne grăbim, riscăm. Avem tot timpul. Pentru că îi plac foarte mult și în copilărie i-au plăcut foarte mult păpușile. Asta este una. Asta este a doua. Și ultima, atenție, și asta e ultima. Da, și iată-ne,
ca un fir al Ariadnei ne-ați condus până aici. Da? Da. Merită, din toată inima. Peste câteva zile, practic peste două săptămâni e ziua ei. Face 26 de ani. Ai pregătit tortul? Da. Perfect. Ne pregătim, vine Maia. Acum, să vedem dacă e cineva și aici, totuși. O să fim noi, dacă vom intra. Dacă nu, mai așteptăm. Urmăriți epopeea Mai, un film artistic încă nedifuzat. Gilgamesh și ai noștri. Aici suntem. Bine vă găsim. Minunată intrare, minunată primire. Am încercat să creăm ceva nou cu influențe vechi și cred, sper că ne-a ieșit. Ăștia suntem. Ăștia defilăm. În pragul pensionării aici suntem. Puțin nou, puțin vechi, puțin albastru, până nu știu ce. Acest cuvânt pensionare nu cred că există în vocabularul. Este și trebuie să existe. De ce? Pentru că trebuie să-i mai lăsăm puțin și pe alții, dacă nu vă supărați pe română. Da, da, da. Ne plângem mai de mine, nu se poate. Păi da, eu mă îndrăgostesc de Maia, nu găsesc. La pensie, cu talonul de pensie avem aici, aveți întâietate, prima dintre pensionarele din viața dumneavoastră, eu. A? Nu ne plânge, vai, nu e loc pentru tineri. Eu nu, eu pregătesc o piesă, m-am îndrăgostit de o pensionară. Asta este. Aici suntem. M-am îndrăgostit de vreo... câteva zeci de pensionari. Nu e adevărat. Da, da, că așa se zice, că mă, face cât 7, cât 10, cât nu știu ce, hai că lauda de sine. Miroase mereu a sănătate. Și-a bine. Bleu și alte arome fine. Uite, vezi? Așa vă vreau, la 26 de ani așa vreau să o arătați. Da. Puternică, puternici, adică, da? Vulnerabil. Sănătoși și mereu zâmbitori. Fragilă. Când ăsta este microfonul, când vrei să-l faci așa, când vrei să dansezi cu microfonul în cazul în care eu leșin, atunci este aici. No, dansăm și cu dumneavoastră în formă. Așadar, dragii mei, începem. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Maia este între repetiții. Ba acolo, ba acolo. Ba filmează acolo, ba acolo. Ba se luptă cu unii, ba... se împacă cu toți. Se împacă cu toți. Începem, da? Ia să facem. Ăsta e. Ai tu ceva cu melodia asta? E bine, gusturile sunt bune. Mulțumesc. Emilia Maia Ninel Morgenstern. Da. S-a născut pe 1 mai 1962. Cu puțin timp în urmă. În București, într-o familie evrească de matematicieni Usher și Sara Morgenstern. Yes. A studiat la Academie de Teatru și Film între 1981 și 85. Așa e. La clasa prof Dem Rădulescu. Nimic mai adevărat. În copilărie a vrut să fie balerină și taxatoare de tramvai. Tocmai am fost un etaj mai sus, am fost balerină. Am martori, s-a filmat, să se consemneze. A devenit balerină, uitați aceste imagini. Întoarcerea întotdeauna pe la bar. Vă rog frumos. Ca taxatoare n-a reușit, pentru că între timp s-a desfințat meseria de taxatoare. Taxatoare de tramvai, de troleibuz. Asta era visul meu. Coșmarul copilării mei s-a numit controlorul de bilete. Nu taxatoare, controlorul de bilete. Da, meseria asta încă m-a mai rămas, încă nomen. Controlor, da. Codul ca N, ca CER, ca RBR, cum că... Ca noi, nu știu nimeni. Teatrul radiofonic a fost mare pasiune încă de mic, atunci când în casa părintească nu exista televizor și astfel a crescut cu radioul. Pedeapsa... N-am avut încotro. Pedeapsa cea mai cruntă.
pe care o primea de la tatăl său era să interzică să asculte piesele radiofonice care au reprezentat o parte din universul copilăriei sale. Drept e! După Lola Lola, Blau, Kathleen Hogan, Nela, Helen, Regina Maria sau Maria, mama lui Iisus Hristos, nu știm ce rol epic va mai urma, dar eu mă bucur să-i spun bun venit, Mai Morgenstern! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dacă vedeți că leșin, dacă vedeți că mă pierd cu firea, dacă vedeți că îmi tremură mâinile sau transpir, veniți imediat lângă mine. Cu cine vă pierdeți? Nu, eu mă pierd foarte ușor pentru că eu iubesc pe Maya Morgenstern de foarte mult timp. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Cum doriți să vorbim? Pot să vă spun cu dumneavoastră sau dragostea mea Maya? Dumneavoastră, dragostea mea Maya, cred că ça va, c'est ok, comme on dit, bon. Deci franceza este la purtător. Da, până când am refuzat, hai să nu ținem oamenii. Andreea, iubirea mea. Mulțumim frumos, română. Ceai, mulțumim. Cafea. Ampe. Deocamdată am mușcat din el. Primă măsură. Să vedem, da. Astea sunt pentru mine, mulțumesc. Da, asta e pentru melodiile cu dans, asta e. Am crezut că sunt gantere, jur. Vă rog frumos să mă iertați. Unde sunt ganterele? Deci nu... merge. Deci nu. Da. Voi nu știți pe Maya, așa cum știu eu. Voi nu știți pe Maya. Maya este izvorul de înțelepciune și de vitalitate zilnică pe care un om îl poate servi oricând, intrând pe o pagină de TikTok. În afară de momente când plâng foarte tare, despre asta nu discutăm, așa e primăvara. Așa e primăvara. Numai primăvara se plânge sau și toamna târziu? Și toamna târziu, uneori iarna, bon, ça va quand même, și parfois vara. Parfois câteodată. Maya, anul acesta are cel puțin 3 aniversări. Să le spun pe toate? Da. 40 de ani de la debut. Prea cald pentru luna mai. În film, așa? Bien sûr. Pentru că mă gândeam și la teatru. Sunt deja 43, dacă nu cumva 44. Vorbesc de astea rotunde. Înțeleg. Scuze. Așa. Nu mai întrerup. 20... Nu, quand tu veux. Bon, quand même. Cred că podcastul ăsta este făcut și pentru diaspora din Franța. Perfect. Și din Canada, care quebecoazii sunt alături de noi. Bon, c'est bon, c'est bien, c'est bon. Bineînțeles că sunt cei 20 de ani senzaționali de la patimile lui Hristos în 2004. După părerea mea, vor fi 21. Da, pentru că atunci... Isadora împlinește 21 de ani și atunci când filmam, nu e așa. Bun, poate de la premieră, socotiți judecat, să nu vă contrazic, numai de dragul de... Îmi plac contrazicerile. Asta înseamnă dragoste. Nu mă tem de întrerupere, stimabile. Și bineînțeles, pe 1 mai, adică peste 2 săptămâni, ca să suntem pe 15 aprilie, suntem... martorii astăzi unui eveniment senzațional, ziua de naștere, 26 de ani, și fiind evreică, citesc de la dreapta la stânga. Eu citesc okay, așa cum... Ok, cum 20... vreți, cum sigur, singur. Și peste 2 luni, pensionarea. Că și așa eram simpatici și grâneam și râdeam și acum, uite, v-am stricat. Nu, ce înseamnă pensionarea? Talonul de pensie. De ce s-a făcut pensionarea? Pentru cine s-a făcut pensionarea? Pentru pensionari, pentru că înaintăm în vârstă, pentru că trebuie să ne odihnim, pentru că atunci când vom fi solicitat într-un anumit moment eveniment, atunci vom răspunde. În rest, lasă-i și pe cei tineri. Am aici niște dovezi formidabile pentru care... Sper că nu. Please don't. Nu. Chiar dacă podcastul ăsta este filmat între repetiții, de luni până vineri, ce zic eu, sâmbătă, duminică, mereu Maya e ocupată. Cu ce e ocupată Maya? Cu filme, cu repetiții, cu teatru, cu nebunii. Există vreo zi liberă? Pentru cine? Pentru cine? Ziua mea începe la ora 8 dimineața. Mint, începe la 9:15. Păi după atunci e cap. La birou, la serviciu. La birou. Munca de serviciu. La teatru.
Da, sunt vremelnic temporar sau cum vreți să numiți, sunt conducătorul unei instituții publice de cultură, Teatrul Evresc de Stat. Și atunci cuvine se că altfel mă întreabă unde ești dumneata, unde ai fost dumneata. Nu sunt la ora 8 spre deliciu, fericirea tuturor, că întreb atunci unde sunt și ceilalți. Și nu e bine să pui astfel de întrebări. Nu, la ora 8 nu sunt. Mai bine să spun eu decât să aflu. Je ne suis pas, sus pas. Așa? Și atunci vin la nouă și am... Există muncă de birocrație? Mă, da, mă, nu. Suntem tentați și așa, în general, ne e frică. Ne e frică de birocrație. Și ne plictisește și o condamnăm. Nu totdeauna, uneori e tare de folos. Pe proceduri, învățând, învăț o limbă nouă în fiecare zi, de vreo 10 ani o învăț, o să obosesc curând și e normal. E vorba de limba unei directoare de teatru. Ce unei înseamnă? Ce înseamnă limba legea? Nouă. Ce înseamnă ordonanța 21? Ce înseamnă legea numărul 8 sau 89? Sau și. Există vreo ordonanță preferată? Viitoarea. Totdeauna cea care va urma. Totdeauna cea care va urma și care va înlesni proces. Eu vreau să știu dacă e adevărat. Până dimineața l-a privit grădina. Da. L-a privit. Deci vreau sincer să întreb dacă există o grădină cu adevărat și dacă într-adevăr atâta e, cât e, da. A. Cu sapa, cu săpăliga. Și ce este în grădină? În grădină avem păpădii, am... Ce flori sunt în grădină? Au fost ghiocei, au fost zambile, acum au fost narcise, le-am tăiat și le-am pus în glastră în casă să nu se usuce. Bravo! Înflorește liliacul, e floare. Minunată, super miros, cel mai frumos miros din lume? Lăcrămioarele acum. Super, vai! Acum e situat gardul, zidul, am văzut în alte curți și merg pe jos până la metrou și observ curțile vecinilor și sunt invidioasă, nu de puține ori, pentru că au mai multă grijă, probabil timp, probabil pricepere decât mine. Eu cred că lucrurile se vor schimba de astăzi. O să mă duc la grădină mai mult să lucrez în... Mă ceartă Claudiu și veșnic ce... Da, eu nu e bine și ce ai tăiat? M-am supărat pe prun anii trei, gata. De 10 ani n-a făcut nicio prună, nicio floare. Atunci înseamnă că trebuie înlocuit. Plin au fost crengile toamna trecută. Cu ce, Doamne, prunele? Așa și eu. Să fii pregătit când, da? Cum da. Atacă repertoriul Marie Tănase, treci mai pe el, da? Te rog foarte mult. Nu e prea clară tonalitatea. În fine, încercăm. Suntem aici să studiem. Schimbăm. De azi înainte, oamenii vor fi invidioși pe următoarele. Vom începe. Invidia nu e un sentiment bun. Vom începe cu o azalee. Este o floare japoneză. Asta este prima. Și acesta... am grijă de ea? E foarte simplu. Da? Se ia, se bagă în pământ. Nu îți dau ceva care să îți complice. Da? E foarte... Asta e prima, da? Da. Azalea. Este o floare din Japonia. Apropo de Shogun. Cred că ai fi fost foarte bună în Shogun. Mergem mai departe. Am citit la vremea mea. A venit și filmul. Da, știu. Atenție. Știu. Mergem la... Da. H. Atenție. Bine chiar acum. Hortensia. Am, da. Asta este surioara Hortensiei mai mică. Asta. Da. Bun, și ce ar lipsi acum? Un triptic senzațional. Lipsește... O nevânsică. Lavandă. Deci e foarte important. Astea trebuie așa, udate. Cred eu că pot fi băgate și în pământ, dar... Andreea știe mai multe. Soția mea, de exemplu, Alice, o cheamă Alice, da. Este o damă bine, care se ocupă în permanență de grădină. Și de fiecare dată mi-a zis să iau cele trei elemente, pentru că astea sunt toate ale tale. Geanta o am aici, îți țin florile și le plantez mâine dimineață.
Un moment. Mâine... Je t'en prie. Bon, voyons, bon, mon cher. Da, mâine dimineața am spectacol la 6 dimineața, pentru că la 9 trebuie să fiu... Deci, la practic, serviciu. La 6 dimineața. Pe bază de... Acum eu nu știu când vrei să plătesc, dar eu cred că e perfect. Se poate? Fără nicio glumă. Așa la 6 dimineața se poate planta? Da. Ce mai bine. Da? Da. Rog vecinii să nu se impacienteze. Orice om poate să... Acum plante... vorbesc cu vecinii. Da. La 6 dimineața orice om poate să planteze o levănțică, o hortensie și o azalee japoneză. Ce eu... faci? Plantez și îmi fac vocalizele și când e frumos afară, și e frumos afară, gimnastică, mișcare cât pot eu, cu tot meniscul meu franjuri. Și am meniscul franjuri. Suntem la fel. Iată, deci ăsta. Da. Iubita mea, doamnă Maia. Vă rog. Ordonați. Sunt fanul, eu urmăresc TikTok-ul Maie Morgenstern. Este cea mai senzațională, nebună, frumoasă din toată viața mea și atunci când sunt depresiv puțin și îmi curge o lacrimă, orice atingere a acestor nebunii mă face să zâmbesc. Ești bestială în TikTok. Lasă-mă să-ți spun, cred că pentru un scurt timp, în jumătate de an, o să numești Maia Morgenstern influenceriță pe TikTok. Bine, bine, TikTok. Bine, cum îmi spuneau colegii, prietenii fiului meu, când era și el de 10 ani, acum are curând, va avea 40, da. Maia Morgenstrumpf. Nu știam asta. E momentul să aflați. Nu știam asta. Maia Morgenstrumpf. Mama ta o cheamă Maia Morgenstrumpf? Răspuns, priviți. Da, da, rog, da, 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 da. Că nu este departe de adevăr. Și pentru a termina episodul surprize, cel mai mare vis din copilărie și cea mai mare dorință în copilărie era să strângi păpuși. Oh, da, asta era pasiunea mea. Și una și două și cu să spună mama și să nu spună mama și să închidă ochii și să deschidă ochii. Și... Adică să deschidă ochii? Mare mecanism era fascinat. Ce păpuși mai aveam? Erau niște fețe pictate, așa, nici de porțelan sau nu, păpuși de cârpe. Și când au început păpușile de plastic sau de ce erau ele, să aibă un mecanism. Ah, da, da, de deschidere ochi, la pe spate. Ochii, așa, și aveau mecanismul în burtă și spuneau, mama! Da, 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 mi-aduc aminte. Și mișcau brațele și picioarele. Pentru a continua acest vis, voi începe cu prima păpușă. Aceasta este o păpușă pe care o cheamă... Cum o cheamă? Cum vrea Maia. Tender leaf. Am să mă gândesc. Pot să... Da, te rog. Te ajut eu, că am brațe puternice. Bravo. La trecut îți mare, mare viitor, scuză-mă. Vreau... Mi s-a spus să nu cumva să deschizi, că nu se supără Maia. Zic, bine, nu deschid. Uite ce scumpete. Dragii mei, bine ați venit. Avem de-a face cu... Mini-tehnicus. Asta nu face nimic, din păcate. Nu, dar nu, e o scumpete. Dar seamănă cu mine, o băbuță ca și... Hai, mă, nu se mai... Bă, extraordinar. Am glumit, e... Bine, dar asta nu mai seamănă cu tine. Ba da, asta seamănă cu mine. Abia acum asta seamănă cu mine. Incredibil. Nu seamănă cu tine. Nu seamănă. Uite, exact așa eram și eu când eram mică. Pisica îmi lipsea, dar la fel aveam, visam să am și eu codițe așa. Și inimioară cu siguranță, da. Eu cred că... Se întâmplă ceva, se întâmplă un fenomen. Ce anume? Noi n-avem pisică. Pentru că, din multe motive, ocupați și plecați tot timpul de acasă, dar se întâmplă așa ceva, un fenomen. O pisică s-a îndrăgostit de Claudiu. Domnul Claudiu... Cum o cheamă pe pisică? Pe pisică o cheamă, nu știm cum o cheamă, că nu vrea, mie în orice caz nu vrea să-mi spună, că nu stă de vorbă cu mine, dai să-mi spună. N-are niciun fel de gardă. Dar ce stă? Nu. Îl caută pe Claudiu dimineața. Și apar și eu acolo în dreptul ferestrei.
nu e Claudiu, pleacă. E Claudiu, acolo rămâne. Comunică și, în fine, e o chestie secretă și misterioasă, dar pisica vine și e cum albastră, cum? Albastră, dar eu... Cum se cheamă, că se cheamă? Cum? Da, nu știu bine, da. Cum? Da. Așa. Albastru de Rusia, da? Așa, da, da, da. Eu care mă trezesc de fiecare dată și în casa mea, în casa noastră acum sunt 7 pisici, eu cred că trebuie să o invitați înăuntru. Numai Claudiu poate face asta, cred că n-am... Atunci, nimic. Dragul meu, Claudiu, invit-o înăuntru, cu vocea lui, pe care o știe oricine. Deci... Aici avem o problemă. Avem o problemă. Oriunde, de exemplu, într-o seară, așa, mai mohorâtă și așa, cu așa, pasma pe cap sau undeva așa, și așa, așa, urcăm într-un taxi sau spunem un bună seara, spune Claudiu bună seara sau unde avem de mers. Și domnul șofer să spune, v-am recunoscut pe el. După voce, dumneavoastră. Nu e puțin, nu credeți că ficatul să e recunoscut după voce oru? Nu, hai să spun de ce. Pentru că pe Maia o știi, e pe inima ta, n-ai ce să recunoști, ești, e în inima ta. Na, abia Claudiu, dacă intră într-un taxi, abia intră pe ureche, dar deja Maia a ajuns. Asta e gluma noastră predilectă. Și pentru că, dar bineînțeles, și pentru că există a treia păpușă. Vrei să scoți, mă? Vă voi da fac un anunț. Un anunț. Păpușile noastre de acum, păpușile vor juca în spectacol. Gata. În spectacolul, nu sunt eu, spectacol la care vă invit cu dragă inimă, un spectacol... Nu așa se numește cartea? Așa se numește cartea și spectacolul creat de maestru Victor Ioan Frunză. Victor Ioan Frunză, da. La Teatrul Dramaturgilor Români. O las așa ca să nu se rupă nimica. Asta este... Am luat-o, dar... Ochelari. Eu. Da. Unde? Dacă v-am spus, pentru mine le-a luat. Băi, deci... Toate păpușile de... Maia este în toate păpușile. Asta vreau să... Cred că e prinsă cumva de spate. Uite aici, trebuie o forfecuță, îmi dați ceva? O forfecuță. Ai și forfecuță, iubirea? Forfecuță, dacă aș avea șom fierbind pe ea, șomtor de ciocolată, ce minunat ar fi. Asta e My Fair Lady. My Fair Lady. Eu am jucat My Fair Lady. Pardon. Eu am jucat când eram mai tânăr My Fair Lady. Acum a venit și rândul meu, așa? Victor Ioan Frunză nu cumva a făcut mai multe musical-uri la viața lui și știe de fiecare dată să spună bine sau să cocheteze și cu muzica pe scenă? Maestru Victor Ioan Frunză, domnul Victor Ioan Frunză, este un foarte bun, fin cunoscător al actorului, al muzicii de teatru, știe... iubește, de altfel cred că a montat, cred că nu greșesc și în orice caz nu prea tare, multă operă în cariera și nu domnului. Sunt eu, nu e nimic muzical? E foarte mult muzical. Care ar fi o pildă muzicală? Sunt cu bisturiu în mână acum, între noi fie vorba. Aleluia. În idiș? Eu știu pe aia lui Ray Charles. Ray Charles, are cred că Leonard Cohen. Așa. Dar există o variantă, Hallelujah, pe care o cântăm în limba yiddish. Cuvântul e la fel. Hallelujah, 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 Hallelujah. Și cum să... Deci asta e o chestie pe care, la care m-am gândit de foarte multe ori. Limba yiddish este... un fel de limbă germanică cu influențe iudaice, greșesc? Limba yiddish provine din Mittelhochdeutsch, din limba, s-a născut atunci între 1200 și 1500 și este limba vorbită de evrei ashkenazi. Nu vorbești pentru că n-ai... Pentru că nu m-au învățat părinții acasă, pentru că au avut
traumele lor, pentru că au avut spaimele lor, pentru că le-a fost frică, le-a fost frică, cuvântul cu frică, vreodată să nu funcționeze, să nu cumva să funcționeze clișeul, prejudecata atât de jignitoră. Da, înțeleg. Evrei cântă astfel încât matematică știu să ferească Dumnezeu, când nu știu. Geografie, istoria, limba română o știu și am curajul să spun asta pentru că mi-a aplicat tata niște metode. Nu știu dacă sunt cele mai bune metode de învățare, de educație, de pare. Habar n-am. La trei greșeli de ortografie, de punctuație, de nu știu ce. Ce se întâmpla? Se rupea pagina și s-o luam de la început. Și pe vremea mea, pe vremea mea, you know, acum 55 de ani, când am început, să fi avut acum 55 de ani, la 6 ani am mers eu la școală și caietele erau caiete de 50 de pagini. Și o rupeai foaia de aici, se rupea și aia de la început. Știu, erau așa prinse cu în... Da, mi-aduc perfect aminte, erau sigur că coală, da. Practic, 14, 15, 16, 200, și se rupea undeva o poamă, o foaie. Da, știu, și de fiecare dată că de cealaltă din partea era altă. Dar mi-aduc perfect, uite, mi-a adus aminte. Fac operație acum, lăsați-mă că sunt pe chirurgie. Deci, chirurgie cu păpuși, nu... Scârție, ceva... Chirurg de păpuși. Haleluia, între timp, ca să... Cum începe? Cum începe? Atenție! Asta e refrenul. Știu cum începe. Dar... Gevena nin via sod Vus duvet hot Gespilt var got Nor di vos Nisht gevein Asa ishuje מזינת הזוי יפה הסול המשבר החיפת הכל דר מלר דרך וינט הללויה 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 Mai aici. Mulțumesc pentru susținere. Și se mișcă și capul. Da, uite. Nu. La păpușă, Maia, da, dragă, da? Va juca în spectacol, vă spun. Și văd că nu glumești, deci o să fie cu adevărat protagonistă în spectacol. Și despre ochelari spunem o poveste în spectacol, așa că suntem bine. Uite ce frumoase sunt toate trei. Și cu asta a patra. E, adevărul e că Maia este la fel de, nu șturlubatică, dar la fel de vivace ca și în copilărie. Nu știu, în copilărie sau vivacitatea asta a venit pe parcurs? Pe parcurs. Așa cred că... Eu știu, aveam voie și nu prea aveam voie, tot felul de chestii, are și baston. Asta are și baston. V-am spus, și cârjă, asta e pentru mine. Gata, uite, atenție, unde se filmează? Aici se filmează. Ok, bine, am înțeles. Și Bentița are fix la fel. Extraordinar, uite-ne. Deci... Uite-ne. Ce? Da. Acum, iartă-mă, draga mea, dar păpușile, știi foarte bine că atunci când începe o filmare, și nu neapărat, atunci când se face o întâlnire, păpușile trebuie să mănânce. Da. Andreea? Prezent. Și mai aduc deci. Papa. Doar cușăr. Desigur. Le cunosc. nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva. Nu, o să mănânc și eu, să știi. Poftim, băi, de asta. Băi, da. Asta e... Eu mă conformez tradițiilor și dorinței invitatului meu, astfel încât ce mănâncă Maia voi mânca și eu, ce joacă Maia voi juca și eu, ce cântă Maia voi... Ce sărută Maia sărut și eu, ce...
Ce se întâmplă cu Maia, se întâmplă și cu copii, mine. Aveți grijă, e o amenințare. Maia este un spectacol atât video, și atunci când începe să scrie, Maia este de nu știu, nici cel mai mare dramaturg din lume, nu poate să spun așa. Parcă nu mă urau destui artiști. Așa, da, toată lumea. Bună dimineața, România, deci o văd. Bună dimineața, România, la mulți ani, România, te iubesc. Dacă te iubesc, întrebi? Știu și eu. Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română, că m-a pus tata să învăț la perfecție. Să nu care cumva să fac vreo greșeală. În fiecare zi râd cu prietenii mei aici în România. Să știi că mai strivesc și câte o sudalmă apăsat pe românește, așa. În România am învățat primele cântece și poezii, aici am ars prima plăcintă și am făcut prima mămăliguță cu cocoloașe. Drept e. Ești formi... Deci, la ce nu ești? Între timp am învățat să fac mămăliguță fără cocoloașe. Ah, ok, asta e. Da, am următoarea metodă, va se zică, facem așa, măsurăm, am o unitate de măsură, și pun în apă rece. În apă, vai de mine, ce, după care încep să amestec pe foc mic tot, mălaiul cu apa. Rece. Le pun la fiert împreună, amestecând continuu. Amestecând continuu, până când începe să dea și alea sar, fac bulbucii aia și te ciupesc. Se mestecă tot timpul și se fierbe 20 de minute. M-a învățat tata. Mămăliguța trebuie să fiarbă 20 de minute, că altfel nu știu ce. Să fi fost tata? Sau cartea de bucate a Sandei Marin. Și. Să fim foarte înțeleși. Soția mea face încă după cartea de bucate a Sandei Marin. Normal. Eu n-am deschis nicio carte de bucate. Ce are de special acea carte? Puteai să faci mâncare din orice. Din orice? Din absolut orice. Era o carte foarte veche, nu mai am din păcate, păstrată de mama, era legată cu sută, va să zică, cărțile cândva. Pe tată, evident, că se ținea cartea de masă pe masa de bucătărie și mai... Așa? După care, uita, mai puneai un gălbenuș, un vârf de nu știu. Sare nu preferam și prefer să fie nesărată mâncarea mea. Sau, mă rog, ce fac eu acolo, un fel de a spune. Și, da, mai citeam anumite rețete de nici nu le mai înțelegeam și gravurile. Erau niște... Erau și desene pe... Niște desene, dar nu erau fotografii, erau gravuri cu niște unelte de bucătărie pe care nici nu le mai cunoșteam eu prin anii... În anii 70 am debutat eu în arta culinară. Ce că mi-aduc aminte prima plăcintă. Da. Era arsă. A doua a fost impusă. Era a treia... Crudă. Da. Crudă ca și... Crezi că cineva din ziua de astăzi se uită la cartea de bucate a Sandei Marin? Pentru că acum scandalurile pe internet sunt altele. Cum era aia cu tiramisu în farfurie? O bucătăreasă se ceartă cu cealaltă. Astea sunt. Noi ne certam la ouă, la coadă, la ouă. Mai lăsați să ajungă și în spate. De ce, domnule, de atâta lapte? Mai lăsați și... Da. Mergea mama cu Tudor de mânuță ca să cumpere, să capete un pachet întreg de unt. Că se tăia pachetul de unt în jumătate, nu o să ne întristăm acum. Absolut. Aici. Mama ta era din Dorohoi. Mama mea era din Dorohoi, cu familia ei întreaga. Și ai reușit, ca într-o bună zi, să ai și spectacol acolo. Da, prea rar și îmi doresc să merg mai mult și mi-aș dori să mă duc mai des. Același sentiment încerc și eu. Sunt anumite orașe în care probabil sunt oameni care se gândesc la noi, dar nu putem ajunge acolo. Ba, putem. Iertați-mă, nu vreau să vă contrazic, să vă contrariez, dispară pofta de... Tata, nu mă enerva la masă că nu mai mănânc. Nu vreau să vă enervez la masă, maestre. Ba, da, de ce să nu putem ajunge? Mă gândesc într-un spectacol. Într-un spectacol putem ajunge. Zalău, că, La Zalău am ajuns. Da, și putem la Zimnicea. Da, de ce? La Zimnicea am ajuns. Da, de ce? Lângă Piatra Neamț era festivalul de la Piatra Neamț, am exprimat, am
spus, am rugat-o pe doamna director Gianina Cărbunariu, vreau să joc la țară. Sunt pedantă, cochet. Mi-au construit. Sunt... Așa iese inima de mândrie. Au construit, mai mirosea lemn crud. Da, da, scena da, da. În aer liber, la țară, la sat. De fapt, ai dreptate, dacă vrei cu adevărat, dacă îți exprimi dorința, cred că sunt oameni care te pot ajuta să-ți duci visul la bun sfârșit. Deci, depinde ce vrem. Vrem cu adevărat să prezentăm un spectacol mai mare, mai mic, mai inovativ, da, mai clasic, mai controversat, mai cu minte, sau vrem să și faimă, bani, corect, corect, notorietate, doamne, nebunie peste tot, și sau vrem într-adevăr să răspundem unor nevoi culturale. Vorbesc ca în proiectul de management. Nu e problema asta, pentru că îmi place managementul. Mama avea altfel de spectacole, avea spectacole de matematică, pentru că se ducea în delegații. Mama, da. Da. Mama, da. Și de fiecare dată, partea asta, țin minte că am citit mai multe descrieri, era un lucru formidabil, pentru că ea nu se aranja prea mult. Ea era o femeie care, de fiecare dată, mai mult vrea să împărtășească cunoștințele matematice decât... Mama avea foarte multă treabă. A fost unul, și cred că nu greșesc, controlați-mă, verificați-mă cu mofturi de astea. A fost unul dintre primii informaticieni din țara noastră. Și anume, mama era o bătrână de 40 de ani deja, când s-a construit și s-a deschis și ICI, Institutul Central de Informatică, da, undeva în anii 70, mama se născuse în 1927. Și mama matematician, deși lucra în altă parte, la agronomie, la agronomie, agronomic, a spus, părăsesc tot, las tot, vreau să mă alătur colectivului care va lucra, care va ființa, care va însemna Institutul Central de Informatică din România, unde că un calculator... Da, 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 sigur. Era cât China, da. Toate toți pereții, da, da, aici, da, da, cât așa. Bine, și mama n-avea dosar bun. Ce n-avea dosar cu șine? Nu, avea rude în străinătate, și am avea tinichele de coadă și da, și s-a recomandat să nu. Și mama a zis, ba, nu, da, vreau, fie și prin demisie. De altfel, mama, și mă bucur că vorbim de ea, că și tata și așa, acum vorbim de mama. Mama era, muncea extraordinar de mult, pentru că era cea care susținea din punct de vedere financiar familia. Mama avea serviciu, tata stătea acasă și mă creștea pe mine. Am înțeles. Poate așa. Dar tata, ții minte că știu foarte bine că tata, da, era iubitor de limbi străine și el practic nu traducea, nu făcea nimic în sensul ăsta, nu făcea nimic. Ba da, dar ba da. Dar nu era în remunerat. Felul ăsta, ba da, ba da, când și când nu era un venit fix. Am înțeles. Salariul remunerat. Cum e acum o traducere de carte, din când în când? Când se nimerea, când era solicitat, când și când. Pentru că tata a fost dat afară, el a fost asistent universitar la Catedra de Matematici a Universității din București și vorbea deschis despre derapaj în anii 50. Da, 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 da. Crunții anii 50. Un fleac ne-au ciurit, da, corect. Și vorbea deschis despre ceea ce îi se părea a însemnat derapaje, greșeli, nereguli. Eu am o singură fotografie pe care mi-a plăcut foarte mult și asta. Oh, și fiicei mele, Izadora, asta înseamnă foarte mult pentru Izadora, pentru fiica mea cea mică. Miorlăia Izadora, iar tata avea cu ea o răbdare infinită, probabil reminiscențe din perioada în care umbla cu lingurița după mine în parc. Fotografia asta a fost făcută la ultima excursie pe care am făcut-o la Timișul de Sus sau de Jos. Am făcut-o
Și tata ne-a însoțit, era deja foarte fragil, foarte în vârstă și a mers și cu copiii, cu fetițele, da. Mici, pe atunci Izadora împlinește 21 de ani, curând. Și se certa cu sorsa și se și tata. Mi se pare că, eu știu, discipoli, că nu le-aș spune studenți, erau oameni foarte tineri ce au făcut fotografie. Nu eu am făcut fotografie. Ah, interesant. Da, erau un fel de curs, de întâlnire, de team building, nu? Da, da. Nu. Dar cumva. Recunosc autoritatea tatălui în fraza asta. Tu vrei să te faci actriță, dar nu ai curaj să recunoști asta. M-am gândit de foarte multe lucruri astea, mi-ar fi plăcut ca tata să-mi spună, măi, dacă îți place muzica, fă-mi ceva mai departe. Dar mie nu mi-a spus. De fiecare dată avem parte de părinți care ori insistă și vor să facă ceva, să facem atunci progresele și atunci să fim perfecți, sau unii care ne lasă în voia noastră. A ajutat faptul că tata a fost acolo, și a insistat da, asupra... A insistat, m-a pus la muncă, dragă. Tu vrei să devii artistă, cred că actriță, așa, așa. Și dai grasă ea, da. Dragă, totul ea dragă și, bă, că, bine, da, era evident că se întâmplă, vreau să dau la filozofie, nici nu mi-ar fi primit dosarul pentru înscriere, vreau să dau la drept, nu că aș fi învățat la, ce aveam de învățat pentru drept, ce fel. Nu primeau dosarul și iarăși dosarul și iarăși da, da, dosarul. Nu m-aș fi putut înscrie să susțin un examen. După aia am început să o cânt pe aia că vreau să fiu, dau la medicină. Da? A chemat-o mama pe sora ei. Medic pediatru, medic primar, pediatru la Botoșani. Mm-hmm. Ita, Ita Saltă. Aha. Și a chemat-o, ia o testează. Nu era ea. Cealaltă. Ea e mama. Ah, mama. Ia-i mama. Ia-i mama. Fotografii cu Ita, cred că nu am, nu mai am. Rușine, dar asta e. Și la anatomie știam, am învățat anatomia, cred că, ce nu știu, să mai învață. Și, nu știu, am mai învățat și cu copii, și am mai învățat și aritmetica odată și metoda secretă. Da. Am mai învățat odată. E, când m-a luat mătușa, tanti Ita, tanti Itica, de la Botoșani, de la spitalul de pediatrie, m-a luat la chimie să mă întrebe chimie organică și la fizică, să-mi dea câteva probleme. Uitați de da, medicină, da, știu. Că nu e, nu știe copila. Așa e, nu. Erau prea multe linii, prea multe nebunii și prea multe ce? Combinații atomii de... Aolo, Dumnezeu. Și electroni. Brusc, dintr-o dată, tabla se umplea. Și stop, hai să reluăm de la capăt, vă rog. Și legăturile nu, între nu. Și mie moleculare. Mie mi-a plăcut foarte mult când făcea H+. O, E, H2O și ok, perfect. Dar de ce? Că două alea și doi așa, a... ok, eu, când se complica situația și de... Bănesc că Oppenheimer știa mai multă chimie. Decât mine, cu siguranță. Da. Și nu i-ar fi nimănui, nu i-ar fi greu să știe mai multă chimie decât mine. Dar da. Profesoara, cel puțin la mine, era foarte drăguță. Și o profesoară... Mi-a plăcut un singur lucru. Așa, pe asta îl țin minte. Poate că mai știu și altele. Mă rog. Și formula alcoolului... Oh. Bine. Cum e apa? Acid sau bază? Și asta mi-a plăcut, relativizarea. Da. Bine, dar de ce? Cum să explici? În ce condiții? În ce circunstanțe? Astea deja am. Dar istoria a fost mai plăcută. Da, istoria mi-a plăcut și am învățat istorie și până au început să mă tortureze cu date și date exacte și dacă nu le învățam legate în context unele de alte. Eu știam că pe mine mă cheamă Horea cu E. Când am venit în București mi-au schimbat la primul generic de televiziune cu I, dar n-am avut nimic împotriva, eram tânăr la 20 de ani. Okay. Și știam foarte clar că în 1784 a fost răscoala lui Horia, Brânciu și Crișan. Mm. Pe mine mă cheamă și Augustus și știam foarte clar că Augustus a făcut trecerea de la înainte de Hristos, după Hristos, exact atunci l-a exilat pe Ovidiu Publius Naso.
și a scris despre Dacia, că altfel nu aveam nicio atestare documentară, și Brenciu a fost un nume din Ardeal, unde... Brenciu a fost niște conți poloneți care au venit în 1600 și ne-am chemat Brenciovski. Toate astea m-au împins să cred că, băi, Horia, ai și tu un nume. Trebuie să înveți ceva istorie. Foarte frumos, foarte bine. De curând și chiar destul de frecvent în ultima perioadă, am tot fost la Drobeta Turnu Severin. Așa. Cu gura căscată și încă o dată și sunt acolo persoane, oameni de știință, istorici care îmi spun și care să vă arăt și eu și am făcut câteva fotografii în sala unde vezi, Doamne, ar fi fost, ar fi petrecut torturile și mi-a explicat și cu un scaun cu țep și cu ghilotina. Și... Torturile din alu... Ale, Evu Mediu. O lăsăm. Evu Mediu. Evu Mediu și când s-a construit cetatea Turnu Severin? 1903. Și când a gata? Da, din nou dată, da. Și când a gata? Și Iancu de Hunedoara. Iancu de... Și Suleiman a cucerit-o și a și dat. Dar cred că mi s-a întâmplat chestia asta. Stimată doamnă Maia, vă rugăm frumos să ne spuneți dacă v-ați întoarce în timp. Unde v-ați întoarce? Și atunci de fiecare dată trebuie să te gândești. Unde m-aș întoarce? 1200, 1300, 1400, 1500. Nu știu unde m-aș întoarce în timp. Nu m-aș întoarce. Nu m-aș întoarce. Nu, o să stau aici frumos, aici. Nu ne întoarcem deloc în timp. Tot felul de nostalgie, da. Cum erau femeile și ce corsete, cum le sugușa și le strângea și le smulgea. Așa că... Crimă cu premeditare. Tortură permanentă. Tortură pe față. 4 locuri pentru fete și 4 locuri pentru tinerii domni, da. Și concurenți câte 1000 pe fiecare parte. Așa țin eu minte, au fost. Când am intrat eu 94 la ATF, se numea ATF. Atunci cum se numea? IATC. IATC. Institutul de Artă Teatrală. Atras și cinematografică, bravo. Tot Ile Caragea. Un ATC. Un ATC, Universitatea Națională. Da. Experiența artistică a început cu un mic eșec. Un mare, cum, o trage ce mic eșec la 18 ani să fie o căzătură? Că căzătură am fost! Săraca, mama a suferit cel mai tare. Pe bune? Da, mama îmi povestea apoi că umblam, zicea mama, umblam pe străzi și nu știam unde să mă duc și ce să... Așa am plâns și nefericită, probabil că și... Erau și ani de așa manieră încât... Eram eu, am abordat eu Ana Cristi. A lui Onil, la 18 ani, eram o păpălugă, complet lipsită de experiență, de viață. Și citisem eu. Și, asta era... Da. Câți ani? 18 ani aveam aici. Deci atunci melodia trebuie să fie de-astea de Motown, la părul ăsta creț. Eu cred că acum revine părul creț. Da, alb, dar greț. De ceva de... Desperiat. Desperiat, da, desperiat. Aș dori să ne povestiți ceva, domnule. Cu siguranță, eu vreau doar să... Eu vreau doar să... Bineînțeles, da, citiți, eu nu sunt... Da, da. Eu nu sunt străin de cărți. E foarte interesant că cele două cărți scoase. Una se numește Eu sunt Maia și... Alta se numește Nu sunt eu. Prima e, da. Nu sunt eu sunt Maia. Și pe spate am citit așa. Și o să-mi pun, pentru că și eu am nevoie de ochelari, pentru că și eu mâine pâine fac 21 de ani. Bun. Zice așa. La vremea asta joc și interpretez tot felul de personaje. Potrivit pentru vârsta mea, pentru experiența mea, pentru viața pe care am trăit-o. Joc și particip în tot felul de spectacole, evenimente artistice. Mă pregătesc așa cum o fac de-o viață. Mai întâi citesc textul, de 7 ori fiecare replică, da. Apoi totul. Repet mișcarea, respect indicațiile. Dar mai ales mă documentez. Citesc, ascult muzică și povești, încerc să reconstitui fapte reale sau să-mi imaginez o epocă, o lume. Uneori reușesc, alteori doar îmi închipui. Dar pentru mine e foarte important. Învăț, studiez, descoper. Deci nu stau locului. Asta vreau să spună Maia Amor. Nu stă locului. Acum, asta este metoda? Mea.
Așa fac eu. Eu, în modul de față, pregătesc un spectacol. Iar eu am văzut tot... Am voie să mănânc? Era o foame. Poftă... Eu am vă stricam poftă mare. Poftă major. O să servești și imediat. O să iau... O să servești și imediat ceva. Pita. Pita. Acum, problema mai... Mai avem voie să mâncăm... Pardon, da, mă întreb, mai, da, bine, bine. Mai avem voie să mâncăm dospit. Curând, foarte curând, vor începe sărbătorile pascale. Adevărat. În toate confesiunile, în toate religiile, pentru noi va veni, urmează Pesach, sărbătoarea eliberării din robia Egiptului, aha, unde vom mânca în special matzot. Matza. Matzot sunt, e pluralul. Cunoașteți, știți, de, sunt niște da. Pătrățele. Matzot. Pita complet nedostită. Complet nedostită. Acum mi-aduc aminte de ea. Dar niște pătrățele de carton, nu sunt, nu. Și sunt coapte într-un mod foarte riguros. Este azima. Aha. Azima pe care evreii au copt-o fără să mai aibă timp să o lase la dospit în momentul în care faraonul ne-a spus plecați. Moise a pledat let my people go. Da. Că una, că, într-un final faraonul a zis plecați, dar plecați acum, în noaptea asta, în clima. Care este prima ecranizare după acel demers formidabil al lui Moise? Vorbesc de o realizare cinematografică. Nu știu, nu știu clipa asta, nu mi-aduc aminte. Adică au fost mai multe de-a lungul vremii. Fără îndoială. Fără cum, de exemplu, a fost și cu Hristos de foarte multe ori, foarte multe reinterpretări. Da, dar nu știu care a fost prima. Scuze. Eu când eram tânăr, cu 2-3 luni în urmă. De oră, da. Așa, cu jumătate de luni în urmă. Țin minte că... Așa, bun. Am văzut un... E bună asta. Mm. Foarte bună. Foarte bună. Eu am făcut-o. Bravo, se știe, se vede. Eu am făcut-o. Păi dacă nu eu, cine? Da. Dacă da. Nu acum. Când? Când, sigur. Eu o să iau un morcov murat. O să faceți ochii albaștri. Așa îmi spunea mama, mănâncă morcov că o să ai ochii albaștri. Așa? Da, vreau să mă convingă. Peste câtva timp, eu acum trebuie să... Sunt exact în pragul în care iau scriptul mână și încep să învăț. Un rol. Da. Care este cea mai bună modalitate de a pătrunde și de a reține un text și de a pătrunde un personaj? Adică aș merge pe mai... Vorbesc de mine, de metoda absolut. Mea. Absolut. Și în ultima vreme, spectacolele, formele, se suc și merg, lucrurile merg repede, adică o lună, jumate... O lună pentru studierea, pentru și gata, la revedere, că așa merg în general lucrurile. A învăța textul pe logică, pe sens, orice... am avut o bucată, un fragment dintr-un text care nu intra în cap, Baltagu, la așa. Iași, nu intra în cap, confundam două replici, când și unde. Exact. Trebuia să încep... Când s-a întâmplat asta și apoi unde și nu știu ce. Nu, și dacă spuneam puneam întrebarea celălalt personaj, săreamă. Și atunci m-am apucat. Timpul era foarte scurt și aia și lumini și nu știu ce. Și m-am gândit să mă apuc de încheietura mâinii ca de ceas. Ceas, timp, când. Bravo. Orice modalitate, da, acolo era un blocaj, până analizez că de ce, că de cum nu intră în cap, hai să vedem ce avem de fapt, să deblocăm, să mergem mai departe, să avem ce învăța, să avem ce studia. Cred că de la început, de la învățatul textului pornește tot. Învață și după aia vine și talentul să manifeste. Dar și... nu ne punem gesturi, apropo, e un lucru foarte important. Eu am lucrat primele două musicaluri, Mama da. Mia și da. My Fair Lady, cu Răzvan Ioan Dincă. Da. Iar el, într-o modalitate mai mult sau mai puțin directă, mi-a spus că, într-adevăr, trebuie să unești gestul cu vorba, da. Pentru ca acel cuvânt să ți se impregneze foarte da. Clar pe creier. Și atunci, și mai ușor, cu mișcarea împreună cu mișcarea,
Uiți cuvântul, mișcarea îți aduce... Da, cere în mod logic și de cele mai multe ori lucrând cu parteneri. Vorbesc din experiența mea, nu e un panaceum și n-am să spun panaceum universal, că aș comite un pleonasm. Pentru mine așa funcționează. Caut în situația, în replica celuilalt, ce ar trebui să declanșeze în mine. Există o cheie, un cuvânt. Trigger, you know. Trigger. Și atunci am să mă înțeleg. Să poate întâmpla, deși nu e de dorit. Deși e la modă de rescris textele clasice. Adică să-l transpui prin limba ta, prin cuvintele tale, ca să fie mai aproape de tine. În regulă, atunci vreau să... textul lui Caragiale, dar de ce să transpun textul lui Caragiale? Pentru că așa, pentru că e greu de înțeles. Când lucrez cu cei tineri și îmi fac un titlu de onoare a lucra cu elevi, cu tineri, cu studenți, cu oameni foarte tineri, din medii defavorizate. În clasa a doua mă puneai să citesc creangă, era o tortură, nu înțelegeam nimic, nu-mi plăcea nici să citesc, nici nu înțelegeam creangă și în general trebuia să fiu foarte fericită. Ce la cireșe, duglișu și ce-o fi aia? Și-l și bătea moșchior pe ciubotarul cu borhot îi dădea. Da. Nu înțelegeam limba. Erau mai multe lucruri impuse din copilăria noastră, în loc să ne învețe jocuri multe. De jucat m-am jucat părupte. Care? Cu cine? Afară, cu copiii, în fața blocului. Jocurile preferate fiind care? Țările, țară-țară, vrem o staj. Cu mingea, țările. Țările aveam când cumpăram câte o minge, avea câte unul o minge. Era un eveniment. Era un mare eveniment și puteam să ne jucăm. Și ne alegeam țări și se arunca, cineva arunca mingea în sus. Maia Morgenstern, ce ți alegea? Albania. De ce? Și asta e simplu. Și asta e simplu, pentru că tata chiar știa istorie și în povestea Albania a fost una dintre foarte puținele țări care nu a adoptat legi antisemite, legi rasiale. Ce înțelegeam eu, ce nu înțelegeam la vârsta aia, ce nu înțelegeam? A prins Albania. Eram singura care și-a... Are, se certau copiii pe Anglia, pe Spania, pe Franța. Era cosmopolită. Nimeni nu atenta la Albania mea. În 2007 eram în primele rânduri la Teatrul Național. Iar la Teatrul Național mai era pe scenă și juca într-un musical. Chicago. Exact. Chicago. Deci rolul ăla, Mama Thornton, deci cred că îmi rămâne și acum în minte cum te așezai așa. Și făceai figură. Deci mă uitam, îți absorbeam orice mișcare și bineînțeles... și mai erau și niște baritone, baritonale acolo și făceam și ziceam formidabil ce rol senzațional. Am jucat cu mare plăcere, cu mare bucurie și Chicago, atât cât s-a jucat alături de colegi absolut, absolut minunați. Aș face o nedreptate să-i menționez numai pe unii acum. Da, aș fi absolut nedreaptă. Mr. Salafane și... Exact. Mr. Salafane. Și... Cred că a fost unul dintre momentele, ca să spun chestia asta, care mi-a zis, băi, n-ar fi interesant să fii și tu chestia asta. Eram la primele mele, făcusem deja un film serial la ProTV, în care jucasem cu Șerban Ionescu, cu mai mulți actori, cu Jorjac, și după aceea mă gândeam, zic, hai să încep să cânt. După aceea m-am dus nebunia mai departe și l-am luat. Jorjac cânta foarte frumos și l-am luat în spectacol și am început să cânt cu el. Iar și ăsta a fost un moment în care am zis, băi, îmi place chestia asta. Cred că a fost unul dintre motivele mele pentru care m-am îndreptat către musical. Exact momentul ăla cu Mama Thornton. Da. A fost o experiență foarte frumoasă, foarte intensă și suntem unii mai dotați, alții mai puțin dotați pentru muzică, pentru dans, pentru... Și am văzut atunci și acolo colegi actori
care au depus o muncă și un efort uriaș, uriaș, titanic. Am văzut ce înseamnă determinarea, ambiția de a-ți depăși, a-ți cunoaște și a-ți depăși limitele. Tot respectul, tot. Dar, cu Ricard Reguant, maestru Ricard Reguant, cel care a făcut regia, direcția de scenă musicalului Chicago la Teatrul Național, am lucrat de foarte curând, foarte întâmplare am făcut să lucrăm, am lucrat și pentru Magnolii de Oțel, Teatru Avangardia, un spectacol ce reunește actrițe minunate din toate generațiile, dar am lucrat curând, acum. Peste ani, mă spun să fac acum, da. Atenție, vorbesc de 2007 și iată... 2024. Da, peste 17 ani. Cu Cabiria Morgenstern. Cu Cabiria, da, am văzut o... parteneră redutabilă în spectacolul Imperiu. Am observat că Cabiria are, fiica ta cea mare, are o dicție și o rapiditate a vorbirii extraordinare. Da, da. Aici moștenirea se clar. Nu, e aici la... depășește cu mult. Da. Olimpică în matematică. Olimpică în matematică. Am înțeles că ar fi plăcut să continue matematica. Adică ar fi am înțeles că nu. Aș fi vrut să continue. Glumesc și să-și urmeze fiecare destin ce-i place. E o oportunitate. Dacă vrea să facă meditații la matematică, poate să facă liniștită pentru că poate să aibă elevi. Și astfel împacă și una și alta. Cred că are. A, da? Cred că da. Mi se pare normal. Dincolo de asta, fără nici sau cu glumă sau fără glumă, cred că, eu așa cred, că Cabiria, fiica mea cea mare, are geniu pedagogic. Asta e părerea. E un lucru foarte bun. Minunat, felul în care îmi explică odată și încă o dată și încă o dată, în perioada de pandemie, cum îmi explică acum să folosesc computerul, de o răbdare, de o știință a pedagogiei. Da, am uitat, nu-i nimic. Nu e o problemă, e important că știi să folosești TikTok-ul, pentru că numai pe TikTok poți să vezi poza aceasta cu voi trei, cu Cabiria, cu Izadora și cu tine. E foarte important să știi că în primele tale materiale de pe TikTok, nu știu cum ai apăsat, că nu era... Deci ești formidabilă, te și văd. TikTok este un fel de lucru... N-am nebun, TikTok. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Eu nu știu. Nu recunosc niciun TikTok. Am înțeles. Deci, apăs eu pe... Nu, apasă și după aceea, perfect. Am înțeles. Totul bine? Mai povestiți-ne. Da, sigur că da. Zic chiar acum. Vă rog. Așadar, în 1983... Nu mă născusem. Nu se născuse, dar atunci s-a născut ca și actriță. Pentru că în 1983 a fost debutul în cinematografie, regia Mariei Calas Dinescu, Prea cald pentru luna mai. Era în 1984, 83 s-a turnat, după aceea se turnează filmul, după aceea s-a pus pe ecrane. Acum o să trec prin câteva titluri și pentru fiecare, dacă există o amintire viabilă, extraordinară, puternică, nebună, frumoasă, furtunoasă, vreau neapărat stop! Mă opriți, stimată și iubită domnișoară. Promit, da. Secretul lui Bacchus. De la Secretul lui Bacchus se împlinesc 40 de ani. 40 de ani, nebunie maximă. L-am văzut de vreo 3 ori. Extraordinar. Acum, eu ziceam ca Maia să vorbească și vorbesc eu ca nebunul. Altul nebun. Să mănânc și eu puțin. Da? Tot în 84, pentru că au fost două filme pe care le-am văzut. Cred că mulți din cei care ne urmăresc le-au văzut. Secretul lui Bacchus și Dreptate în lanțuri au fost în 84. În 84, probabil, a fost premiera. Pentru că așa stați în minte, despre asta trebuie să vorbesc. În timp ce filmam, ce se turna, Dreptate în lanțuri, în regia maestrului Dan Pița, Tudor era undeva sub inima mea. Există vreun... Nu cred că există niciun film. Tudor era atunci, în 2003... Izadora era atunci, iar mai devreme puțin, Cabiria era în ce film? Era în spectacolul eveniment Orestia, în regia maestrului Silviu Purcăret. Da. Deci fiecare dintre copiii
Maie Morgenstern a cunoscut scena mult mai devreme decât trebuia. Dar știu eu un film, pentru că există un regizor care, prin intermediul căruia ați învățat profesionalismul care trebuie să însoțească actorul de film, și anume Mircea Mureșan. Da, da. În Maria și Marea, în 89. În 89 a fost, da. Da. Nu mai știu anii. Însă, da, țin minte că maestru Mircea Mureșan s-a luptat foarte tare. Am dat probe la Buftea. Deci Buftea erau studiourile cinematografiei. Da, Buftea, da. Și atunci m-am dus și am dat probe cum se cuvine, cum trebuie să dai probe. Și știu că maestru Mircea Mureșan s-a luptat foarte tare. Eu vreau actrița. Și aveam strungăreață. Și nu era bine. Și a trebuit să operez strungăreață. Dar nu, eu cred că Maia cea frumoasă, pentru că așa o să fac o legendă odată, Maia cea frumoasă, a existat în fiecare etapă a vieții. Acum este Maia minunată. Atunci a fost Maia... Dar sunt și urâtă și înghesuită. Nu? Vă stric piesa. Nu există așa ceva. S-a stricat podcast. Nu există, niciodată n-a existat Maia urâtă și înghesuită. Dar ții minte de la filmările astea... Sunt necăjită. Când sunt nervoasă, când sunt nemulțumită de mine, când sunt supărată pe mine. A, da. La mem avec moi. Deci dacă eu nu fac ceva bine... Da. Asupra mea, Atlas e mic copil. Asupra mea, presează tot. Cine m-a pus? De ce? Asta e. Asta e. Și derapaje au existat în existența mea. Și au existat momente când nu mi-am fost cel mai bun prieten. Ori asta nu înseamnă cunoașterea sinelui? Cunoașterea, necunoaștere eram, eram urâtă ca dracu. Cunoaștere, necunoaștere, urâtă eram. Am înțeles că la filmul ăsta Maria și Marea se stropea, asta mi-a rămas în cap, deci eram în 1989, era tragedie cu mâncarea, era tragedie cu propsul, adică propsul este ce punem noi pe masă, filmăm, ne facem că mâncăm în film, vorbesc, și după aceea dubla 1, dubla 2, dubla 200 și așa mai departe. E bine? De unde 200? Când erau două duble, că n-aveai peliculă. Da. N-aveai nici mâncare, nici peliculă. Nu. Dar am aflat că dacă era o scenă cu banchet sau o masă de nuntă, se stropeau, asta mi s-a părut, se stropeau produse alimentare cu benzină? Nici benzină nu era, da, pentru asta găseau. Nu cred așa ceva! Deci... Da, nu, e, ca să nu, pentru că dispăreau. Da. Le-aș fi devorat. În fiecare dublă. Nici nu, monchile. Da. Apropo, pentru că sunt sigur brânză, că... Brânză, carne, să fie pe masă și la repetiții. Anii 80, vai de mine. Vorbiți despre Maria și Marea, vorbeați. Da. Deci despre asta am spus, sau ar trebui să spun undeva, că am filmat la mare. Evident, iarna filmam așa, la mare, în costum de baie și scene de plajă. Cum? Aproape. Așa, că așa era, că era mai ieftin în extra sezon. Logic, și vara, adică, adică reversul medalii este că filmați la iarna... În general, mai puțin una, două acum. Am înțeles. Dar în general, dacă mă uitați bine, aveam izmene pe sub fustele alea pe care vântul, nu știu ce. Bun, și filmam la mare și la Constanța și nu știu ce, și în port la Constanța. Așa. Și era și Tudor. Și țin minte, Tudor mic, 2 ani, da. L-a luat pe maestru Mircea Mureșan de mână, așa, în timpul filmărilor. Și a fost foarte impresionat, fără declarații, fără... pentru că maestru Mircea Mureșan a fost o persoană foarte sobră. Foarte sobră, foarte interiorizată. Puteai să spui distant, fără să fie jignitor, dar... Dar lucrul ăsta l-a pătruns. Da, și totul liniștit, ca micul lor. Micul lor. Bun, și filmam la mare și așa, și în port și în Constanța, și ne-am prins noi cumva informația că erau saci de zahăr. Și ne-au învățat
țevi de se foloseau în construcții dintr-un fel de plastic, așa, tăiate așa pe șrec, pe de-a diagonala, da? Se înțepau sacii ăia și într-o pungă luam zahăr și am luat pentru mama și am luat pentru soacră mea și am făcut, asta e pentru magiunul de prune, asta. Așa și făcut și eu. Filmare. Doamne, 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 cum era atunci. Păi era și așa eram. În 92 a venit Nela cu Balanța. O chestie la Balanța a fost un film pe care l-am văzut de mai multe ori. Da. Pentru că era senzațional. Nu știu, cred că mi-ar fi plăcut să se ducă în episodul 2 din Balanța, să fi continuat relația cu Răzvan Vasilescu. Adică mi-aș fi dorit o continuare. Așa, ca în albă, ca zăpada, ce fac ei? Să se ducă domnule mai departe, domne. Amarnă. Să se ducă mai departe. Nu vreau să insist asupra scenei cu furtunul, dar mi s-a părut senzațional că Lucian Pintilie a zis, domne, vreau să testez eu apa înainte. Adică nu apa, puterea, presiunea furtunului înainte. Asta mi s-a părut senzațional. Normal. Maestrul Lucian Pintilie cerea foarte mult de la artiști, de la echipă, da? Însă testa domnia sa, primul lucru. Nu peste da. Suportabilității. Mai să mai atunci pe la noi. Da, da. Să mă mai invitați, să mă mai aduceți. Fără îndoială, e... Cum e, te voi răpi la noapte. Să știi, iubita mea, ale iubirii șoapte, eu ți le voi cânta. Refren. Viața avec moi. Ce viața avec moi? Lasă asta. Vino și tu, cea mai frumoasă dintre stele, stele mari, Morgenstern. Ne voi purta la piepul meu, mereu, mereu. Vino și tu, pe coi, nu. Pe nasal al păcătile mele, mereu, mereu. Și vine ritornele așa. Eu am jucat în opereta Marco Polo la teatrul de operetă în regia maestrului Andrei Munteanu, personajul Bulargu. Am o întrebare delicată. Pe când, după aceste cărți minunate, pe când un album Maya? Bun, eu aștept... S-a inventat premiul Nobel pentru postări pe Facebook? Da, eu îl dau eu acum. Îl dau eu acum. Dar melodiile... E păcat de voce ca să nu punem în practică vocea Maya Morgenstern. De ce? Mă rog. Deci, uite, un exemplu. Da. E besoin de... Lunettes. Non, pas moi. Les vôtres, ce sont les miennes. Oui. Ah bon, d'accord. Eh, bravo. Păi ce faci? Nu, lunettes, cam aici. Și ca să, stai că suntem doi. Stai că pun și ochii la ce suntem. Uite aici. Cineva? Uite, de la păpușică, vreți pe ai ochelarii ei? Mă pulam de păpușică. Bonsoir, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir ce soir une voix, une femme, Maya Morgenstern. Ah. Intermezzo la piano. Viole. Et si tu n'existes pas, je sais inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses naître les couleurs du jour. Applaudissements pour Maya Morgenstern. Jamais. Le prime César. César. Merci énormément. Când în 1993 Alan Rickman și cu Hugh Grant te-au chemat pe scenă pentru actrița anului. Premiul Felix. Actrice europeană a anului. Premiul Academiei Europene de Film. Exact. Premiul Academiei Europene de Film. Da. Bravo. Și tu stăteai în rând. Și erai...
Știi, tu nu ești, atunci când ți se înmânau premiile, nu făceai cum fac ăștia. Păi era dacă așa e moda, păi cum așa trebuie. Păi nu-i moda. Da, păi mod, vremea mea tot modă era. Nu, erai emoționată, în primul rând. Mi se desfăcea pieptul, cutia toracică, așa se făcea, sternul, așa. Morgan Stern. Seam cum e. Aole, Dumnezeule mare. Da, și mi se dezlipise talpa la pantofi. Că-mi cumpărase pantofi. Nu prea aveam. Și se dezlipise m-am mers pe scenă așa. Te-am văzut acolo, cred că era statueta grea. Cine mai știe? Deci te-am văzut așa, era o dină mai statuetă, mamă, era mare. Premiu fe, da, era bada. Și alea Rickman după te-a ajutat. M-a ajutat. Și după aia nu știu cum s-a întâmplat ce, asta aș povesti eu că dar ai o ce? M-am reținut, cât m-am reținut, dar pe asta trebuie să o povestesc. Zi. Pentru că am dormit noaptea cu statueta în pat. Look! După ce n-am putut să dorm, că mă mai loveam, că era tare, că era de-astea vreun cupru, un bronz, vreun ceva. Da, așa era, da. Și mersi la Berlin, hai acasă. Și Babelsberg. Iarăși, am auzit atunci, era pe difuzor, era vocea Marlene Dietrich. Da. Să nu greu, Babelsberg muss nicht sterben, nu trebuie să moară. Bun, studiourile de film, la doua zi și bravo și ura și, și nu lăsa statuia din brațe, lasă petreci, nu lăsa statuia din brațe, am dormit cu ea, să plecăm cu avionul. Ei, cum a fost, cum n-a fost, cum nu știu ce, că n-a aterizat, n-a plecat avionul și voiam să merg și o să mă laud, să punem sub statuia, în avion pui statuia unde trebuie, nu că eu trebuie să stau cu ea, nu stai cu ea nici o bata un braț. Că a decolat avionul, mi-am pus centura, am luat statuia, hai că trebuie să aterizeze avionul, pune-o scumpă, nu să-mi dea hârtiu și pe statuie să o pun. În fine, și s-o mergeam și în avionul ăla se întâmplă. Și n-a aterizat la București, că să mă aștepte, să mă felicite, să n-a aterizat la Constanța. Extraordinar. Mi-au stricat ăștia jucăria, mi-au stricat sărba, dintr-un motiv serios. Dar aș fi vrut să... Și erau tot felul de jurnaliști importanți în avion. Am luat premiul Felix. Da. Persoane importante, nu spui cine. Știți, am luat premiul Felix. Ăsta e ghinion, Și, și acum, la naiba, acum, toți cei care aterizează și câștigă ceva. Foarte bine. Dar lasă să se bucure, dar ce vrei să treacă? Nu, zic că avionul aterizează exact cât trebuie. Da, să aterizeze foarte bine. Vă rog, cursa din 1993, să reia cursa. Deci eu dacă aș fi avut putere, aș fi luat-o și pac din... E păcat. Asta e, nu-i nimic. Ce? Și ce am mai fi povestit acum? Bravo. Gata. S-a fe, bien joué, bien fait. Ok, bine, s-a făcut. Da, cine e? Cine? Cum? Când? Bine, fie. Am un mesaj de la o prietenă de atâta. Da? Să dau mai tare telefonul, să avem probleme. Am pus și pe sonerie. Sunt și surdă după ce că sunt mamă, sunt și surdă. După ce că n-aud. Băi, da. Bine. Crezi că eu n-am lacune? Crezi că eu nu? Lacune? Lacune! Deci zice așa. Doamna Maia, domnul Brenciu, nici nu știți cât regret că nu pot să fiu și eu acolo. Poftiți aici! Doamna Maia, să cântăm împreună, să ne veselim, să mâncăm mici, să bem vinuți, să râdem și așa mai departe, să jucăm hore. E tare de tot ce e acolo. Am cântat în brațuzește. Regret din suflet că nu sunt. Haideți din încoa. Sufletul. Lăsați discuții. Da. Hai încoa. Știi că te iubesc. Și că sunt lângă tine cu gândul mereu. Mulțumesc! Brenciu, și lângă dumneavoastră cu gândul mereu. Ce? Mulțumim! Zeu. Deci eu cred că mulțumesc. Voi două sunteți... Voi două, fii atent, voi două trebuie să faceți exact cum fac tinerii din ziua de astăzi. Hai mă să facem o pagină de YouTube, să ne facem o emisiune pe internet, că acum asta e la modă. Deci dacă voi două stați acolo în jumătate de oră în fiecare zi, deci mi se pare, sunteți două explozii
care vă iubiți. Da. Ăsta e cel mai important lucru. Și ne respectăm enorm. Da, da, da. Iubirea să mai stinge. Știți? Da. Respectul, prietenia autentică, respectul, nădejdea în celălalt, astea rămân. Mai ții minte când v-ați întâlnit voi două prima dată? Acum 114 ani. Vezi? Deci cu datele e bine. Da, stăm bine. Stăm bine cu datele. Ochelari de auzit, da, cu datele. În facultate, când eram în studenție, era efectiv un model, doamna Carmen Tănase, efectiv era Tănase, pe bună dreptate, cu ochii ei formidabili, cu determinarea, cu seriozitatea. Da, cu care lucra, cu care muncea, cu care cu care făcea totul, cu care face totul și ziua de azi. E vorba de asumare. Înțepeneala nu înseamnă asta înseamnă seriozitate și profesionalism, ci determinarea cu care te implici cu toate motoarele, cu tot ce ai în realizarea unui rol, unui personaj, unui eveniment, unui spectacol, unui act artistic. Și Carmen are aceeași dilemă. Amândouă aveți aceeași dilemă. Amândouă aveți voci, dar nu știți ce să faceți cu ele. Eu în continuare mă cert cu toată lumea, eu țip la toată lumea, știu foarte bine, Ok. Deci, uite, vă spun și acum fac declarația asta publică. Dragă Carmen Tănase, dragă Maia Morgenstern, domnul de aici este și compozitor și pianist, îl cheamă Marius. Eu sunt un bun structuralist, muzicolog, etc. Acolo în spate este studioul. Aici este loc de repetiție. Da. Când vreți să vă doamna Carmen, doamna Maia, când vreți să vă faceți prima piesă, primul album, prima melodie în care, dacă vreți să înregistrați Si tu je n'existe pas și vreți să vă bucurați de ea și lăsați și pe alții să se bucure, că aici vreau să ajung, vă stau la dispoziție pro bono, adică pentru bono. Mulțumim, pentru bine. Pentru bine, pro pentru bine. Un singur amendament, numai așa să vă stric. Vă rog. Prima. Dacă veți voi, dacă veți bine așa voi, este domnișoara Morgenstern. Domnișoara Morgenstern. Da, pentru că există așa, există domnișoara Morgenstern senior și există domnișoara Morgenstern junior, Kabiria Morgenstern. E simplu. Deci pentru mine nu e simplu deloc, pentru că atunci când văd această fotografie, îmi dau seama de bogăția familiei. Da. Și ca să fie, uite, îl pun pe ăsta aici, ca să fie așa. Și ca să-ți arăt ceva, aș vrea să-ți arăt o poză făcută cu ai mei. Ăștia erau Andreea, aici, Maria, fata mea mijlocie. Aici era Toma, fiul vostru. Da? Și aici este Mina. Practic, și dacă stau bine să mă gândesc, familia noastră și tu cu soția mea aveți multe în comun, pentru că și tu ai cunoscut iubirea și iată produsul în cei trei copii, dar și soția mea a cunoscut 1, 2, 3 această iubire. Soția mea mi-a transmis să te aplaud, pentru că Izadora fiind născută la 41 de ani, da, Mina noastră, ultimul copil sau penultimul copil a fost născut la 45 de ani, 44. Să vă trăiască întreaga familie. Să rămână. Deci vreau să spun că să vă trăiască. Dacă ne putem auzi din când în când, copiii sigur noștri cresc, au diverse. Mă bucur din suflet că a jucat alături de tine Kabiria, este un pas extraordinar. Da, și Izadora joacă într-un spectacol. A început să joace. Apropo, da, Izadora a absolvit anul acesta licența Universitatea de Artă Teatrală Cinema, un ATC, actorie, Facultatea de Actorie, jucăm în spectacolul Nebun după tine, despre Sacha Guitry și Yvonne Printemps.
Este un text al lui Erich Emanuel Schmidt, regia Antonella Cornici, o dramatizare făcută de doamna Edith Negulici și iată-ne așa alături de Armand. Ce alătă, superb! Oana Maria Dragne și apropo de poveștile franțuzești, este o piesă și un spectacol, dacă vreți, un omagiu, a tribute teatrului boulevardier francez, lui Sacha Guitry, compozitor, textilier, unei întregi epoci. O poveste de dragoste cu năbădăi, cu dispute, cu vreau să fiu liberă, spune Yvon Printemps la 1927. Sunt îngropată în bijuterii, da. Nu, ești, pentru mine ești o carte prețioasă, îi spuneți așa. Nu sunt carte, sunt femeie. Da, râsul, idealizările astea. De-a plânsul, de-a... Ce minunat să poți să spui lucrul ăsta. De fiecare dată, o singură dată am cântat cu Maria, fata mijlocie, la Sala Palatului. Și țin minte și anul, acum 9 ani, în 2015, am cântat piesa aia lui Sinatra. I know I stand the line until you think you have the time to spend an evening with me. Și acolo țesătură armonică foarte delicată și Maria are o voce spectaculoasă. Sper că într-o bună zi să revină la muzică. Te pupă, Maria. Așa? Îi bag... Așa? Uite. Uite. Și Maia se reîntoarce la muzică. Da. Ne reîntoarcem la muzică. Să știm de unde plecăm. Bine, ne reîntoarcem. Primele cuvinte... Nu. Prima propoziție alcătuită structural ca propoziție rostită vreodată ever de copiii mei, fiecare că la 2 ani, nu mai devreme, nu mai târziu, în jurul 2 ani, când se cuvine, când să rostească un copil o propoziție, a fost 2 puncte: nu mai cânta mama. Plecăm de aici? Și mergem mai departe. Extraordinar, extraordinar. Deci ai fi dispusă să-mi cauți tot felul de motive ca nu cumva să pot. Uite, nimic, am act de cojoc. I have act from the cojoc. Ca să înțeleagă și cei din Afganistan și Australia. Pentru că acum e momentul să băgăm act în cojoc. La lunette, s'il te plaît? Le. Ce-o zbârcesc eu în franceză? Tout à fait, mais... Doamne, să știți că... Parole. Și acum... Merci, mais pour moi. Boboie șocola. Și de fiecare dată eu aș vrea să fac un video în care și Isadora și Cabirea să zică: mamă, cântă mamă, cântă mamă. Tudor cântă la saxofon. Nu cred. Bine, nu credeți. Nu credeți. Pe nu doveditele, pe demonstratele. De ce nu-i filmat? Măi, nu pot. Dar de ce ține secret chestia asta? Nu e zi în franceză. Nu e fazul. Am greșit, domn profesor. Păi nu se poate așa ceva. Je suis coupable. Păi nu se poate. Pardon. Să vină imediat aici. Să văd saxofonul. Pledez guilty. Dragii mei, Maria Tănase. Ce Maia. Când m-a făcut butelguța mea, mi-a legat sticla de gât butelguța mea. Și mi-a zis cu jurământ butelguța mea, să n-o desfac de la gât butelguța mea. Ha, ha, hei, hei, fira dracu de primar butelguța mea. Carcus pe uliță par butelguța mea. Seara când mă întorc pe casă butelguța mea, parcă ar fi oameni pricioasă butelguța mea. Hei, mă opresc și le vorbesc butelguța mea. Cu totuși că știți țințesc butelguța mea. Și zuzăm din păcatul meu butelguța mea. Mă poftesc de meu și eu butelguța mea. Hei, hei, hei.
căruța mea. N-am legat sticla de gât, putelcuța mea. Și mi-au zis cu jurământ, putelcuța mea. Să n-o desfac de la gât, putelcuța mea. Să n-o desfac de la gât, putelcuța mea. Până mă băga mământ, putelcuța mea. Asta e sănătate pură. Am zis de la bun început. Iar acum dăm drumul la petiția. Maia trebuie să cânte mai mult decât o face. Eu asta vreau să... Dansul e perfect. Am văzut niște spectacole în care Maia dansa senzațional. Cântase... Nu. Înțeleg că nu o cunoașteți pe Maia. Eu știu pe Maia. Dar trecem de chestia asta pentru că vreau să ne liniștim. În 1900... În toamna. În 2012 am plâns la un spot. Roșia? Da. E departe cel mai puternic spot pe care l-am văzut eu cu... Nu știu, în primul rând, înainte să o văd pe Maia venind la masa respectivă, când am văzut cadrul ăla nebun, am zis, e un film străin? Și după aceea, de fapt, era acolo... Decorul natural. Extraordinar. Iar masa aia, iar cuvintele alea, iar gesturile alea. Ți-mi minte când asta a fost o chestie și când s-a smuls cercelul. Deci alea au fost exact loviturile care, pe care... A fost așa, țin minte, cum țin minte că am plecat de la ora 3 noaptea cu un elicopter, cum se cuvine, am mers așa. Și era un proestetic de asta, glumesc, desigur, să fie. Și nu funcționa și să-mi pună urechea și arătam cu o ureche atât. Cum trebuie așa? Și nu. Și până la urmă am făcut cu urechea mea. Extraordinar. Păi, așa a fost. Ai tras de ureche? Ai tras de ureche puțin? Ai forțat puțin urechea? Bun, nu vreau să întristez pe nimeni, dar nu funcționa, nici nu știu dacă trebuie să povestesc asta, dar nu funcționa, nu era bine, nu se potrivea, nu se tocmea, nu se lipea, nu se potrivea și atunci asta e. Chiar dacă vine, uite, după 12 ani, dacă vin după 12 ani... Dar ce m-am distrat, da, de curând zilele, dar ce m-am distrat, cam, mă rog, am scris și eu cât m-am priceput să scriu... Așa, odată mai inspirată, mai nu, și am un coleg care îmi corectează greșelile de să-mi mănânc litere în continuare, Dan Druță, mulțumesc, nu spune la nimeni. Așa, bine, iarăși a fost discuția că avem de dat, de luat, mamă, ce-am făcut? Nici nu mă uit la știri, și din când în când și mă apuc o panică. Apropo de dat cu pumnii în cap, ce-am făcut, sunt vinovată, ce-am făcut? Și mă pregăteam să mă remușc. Mă pregăteam să mă remușc, eram de așa în sfârșit. 24, n-a durat 24 de ore. Cum era bancul, că nu i s-a luat, că i s-a dat, da, că corect, nu i s-a terminat. Că nu era o bicicletă. Că era... În fine, adică nu-i de rău, e de e de bine. Să nu mai remușc. Nu mai trebuie să ai niciun pic de remușcare. Una la mână, doi. De multe ori, și asta vreau să mă trag și eu puțin de mânecă, probabil că simt să fac anumite lucruri pentru anumite cauze. Și poate că nu am timp sau poate că n-am posibilitățile atunci pentru a duce la bun sfârșit. Bine, dar când văd un asemenea performanță actoricească combinată cu suflet, combinată cu o realitate adevărată care revine, uite, din când în când în memoria colectivă și în prezentul colectiv, și atunci zic, băi, formidabil, există cineva care a făcut chestia asta mai bine ca nimeni. Nu de puține ori. Acum, serios vorbind și dincolo de... cum spunea tata, taica Mel Gibson, și doesn't know to take compliments sau ceva. Yes. Nu, așa... nu de puține ori și nu mi-e drag să mărturisesc. Mi-e greu. Mărturisirea asta nu-mi cade bine. Buna mea credință, dorința de a mă implica, buna credință, credința, da, vreau să merită, mă alătur. Sigur că da. Și buna mea e dată peste cap și răsturnată și mă trezesc în situații ridicole de...
Și stau să mă gândesc cu toată onestitatea și îmi spun să care s-o mai băga, ba mă, o să mă mai bag, cu riscul să fiu trasă pe sfoară, cu riscul să cad în ridicol, dorința de a ajuta, de a întind, nu vreau și nu pot și n-aș dori să mi se împietrească, să mi se cinicizeze. Am înțeles ce zici. Mintea și inima. Eu cred că fiecare lucru pe care l-ai făcut, eu, nu ca și fanul mai Morgenstern, eu cred că eu văd că ai pus dragoste în fiecare lucru pe care l-ai făcut. Eu simt asta prin jocul tău, prin ceea ce spui, prin naturaleza și prin tot ceea ce faci, prin gesturi, prin privire, chiar și prin părul vâlvoi câteodată. Maestre, și mă întreabă lumea ce s-a ales de ăia 2 lei ai noștri de i-am dat pentru brâncuși. Ce s-a ales? De unde să-mi iau înainte, înapoi? Lumea vă vorbim în permanență de orice. Păi, da. Chiar dacă... Da, nu, am o vorbă eu. Dacă mâine vine Dumnezeu pe pământ, dragii mei, v-am promis, uite, am venit pe pământ. Sunt absolut convins și ai toate datele să crezi că acela care a coborât, acum e Dumnezeu, sunt absolut convins că lumea zice, a, nu, nu e. Adică vor fi oricum oameni care nu cred în nimic, care nu cred nici dacă le spui, vezi că ăsta e cel mai bun sandwich din lume. Nu e, domnule, adevărat. Oricum sunt, iar noi practic lucrăm pentru ceilalți, care sunt mult mai mulți. Dar Dumnezeu este pe pământ, da. Permanență. Da, știu. Dânsu-i pancii. L-am simțit și eu. Și în muzică e Dumnezeu. E singur. Cred că aveți mare dreptate. Să scoatem ceva, să-l aducem pe Dumnezeu la... Hai să încercăm. Domn putea. Dacă nu, vom ști să facem mai bine. Vom ști. V-ați săturat, stimată doamnă, de toate întrebările. Domnișoară, mulțumesc. Domnișoară. De toate întrebările vizând acest... Domnișoară senior. Mai v-ați săturat oarecum de toate întrebările, dar eu am pus-o sub altă formă. Doamne și domnilor, se împlinesc 20 de ani de la Gibsoniadă. Deci, în primul rând, când a venit vestea asta, în 2003, era poate în 2002 când s-a întâmplat... Nu m-a luat nimeni în serios. Nimeni. Așa și? Totul a început de la șaptea cameră. Hai să începem. Da. Toată aventura patimilor lui Iisus a început cu filmul A șaptea cameră, făcut în Polonia. Da. De către doamna Marta Mezaros. Perfect. O mare creatoare de film, laureată a multor premii internaționale. Ursul de aur de la Berlin, dacă nu mă înșel, vă rog să mă verificați. Da. Când e vorba de urs, așa. Iată-l pe ursul de aur. Ăsta e ursul de aur. Și mai la 5 ani, la 4 poate. Deci ăsta e ursul, ca să știm. Avem datele. Avem datele. Așa. Perfect. Să nu ne mai ascundem. Și există o doamnă care a lipit destinele. Se numește Shaila Rubin. Deci mi se pare senzațional. A văzut A șaptea cameră. Perfect. Și după aceea a zis, e la legătură strictă cu domnul Mel Gibson, pentru că Shaila făcuse castingul. Făcea casting-ul. Și s-a zis, domnule, Mel, vezi că e o fată, Maya, am văzut-o la șaptea cameră, și trebuie să o vezi și tu. Nu i-a zis așa? Nu. Doamna Shaila, nu. Cred că nu. Nu. Cred că nu, ca așa. Doamna Shaila Rubin vedea tot. Adică știa tot? Tot. Aha. Da, ca film, ca realizări de producții. Corect. Cinema. Mai ales... din est, din țărișoare, mai mititele, mai nu știu ce, știa tot, vedea tot ce. Și sunt convinsă că i-a arătat fragmente, secvențe și din filmul La Septième Demeure, A șaptea cameră, film realizat de doamna Marta Mezaros, despre Edith Stein, o femeie filozof. Precis că i-a arătat și alte secvențe, i-a propus. Dar i-a spus și tot contextul. Probabil că da. I-a spus numele tău, i-a spus rolul pe care le faci, i-a spus era toate datele. Era evident. Da, din filmul A șaptea cameră, Edith Stein a fost o femeie, filozof, una la anii 20, 1920, când puține femei
doamne, femei domnișoare, îndrăzneau, erau acceptate să urmeze studii universitare, mai mult decât atât a fost asistenta profesorului de filozofului Husserl, vezi fenomenologia, ceva mai greu. Nu se poate. Apoi a devenit călugăriță, dintr-o familie evrească, practicantă. La ordinul Le Carmen de Chaussée, Carmelitele, un ordin foarte sever. Doamna Marta Mezaros a făcut un film. Edith Stein a murit la Auschwitz, a fost deportată din Olanda, a murit călugăriță catolică fiind, a fost deportată la Auschwitz și ucisă. Domnule Gibson a văzut aceste secvențe. Și după aceea ți-a trimis scenariu înainte să semneze vreun contract cu tine? Absolut. Incredibil. Cu adevărat incredibil. Asta este incredibil. Asta da. Folosim azi incredibil. Pe vremea mea era bine să fii credibil ca actor. Asta trebuie să fii incredibil. Incredibil este. Dar asta chiar e incredibil. Nu zboară așa. Doar nu există așa ca ceva. Scenariile. Ceea ce a fost un gest, un act de respect, de încredere. Atunci n-am înțeles, dar am primit un scenariu prin poștă. Am înțeles. Eu nu înțelesesem, am înțeles apoi, ulterior, ce gest a făcut Mel Gibson. Și după aceea v-ați văzut la Cinecita. Iar probabil cu scenariu învățat, cred că l-ai devorat din prima clipă. Ce să devorez? Pentru că mă gândeam că o să-mi dea halebardier 15. Dacă mi-a... Nu cred, nu te-a spus rău. Nu? Nu-ți... Nu cred așa. Păi asta e... Nu cred. Nu? Bine. Deci tot bine. Deci... Și eu cine sunt? În votră panturi aici, în votră cinematografie de Lumière, cine sunt eu aici? Extraordinar. Te-a surprins... Bine, putem discuta așa și povesti și nu voi obosi vreodată să povestesc lucrurile acestea, dar dacă mă întrebați, bun, a intrat cu avionul, că n-am dormit, fusese premieră cu o seară înainte la Teatrul Național și avionul și nu știu ce și avion de dimineață, dacă mă întrebați primele momente, poate că sunt câteva clipe, poate că sunt niște zeci de minute, nu știu ce, dar cum, aia, nu știu, nu știu ce a fost. De emoție. De... Vreau să... N-am mai întrebat și n-am mai rugat pe nimeni, pentru că n-am avut... Ești singura persoană din lume pe care o rog să facă chestia asta. Mai ții cumva minte vreun cuvânt în aramaica respectivă? În limba în care a jucat în film? Mai ții vreun cuvânt din limba asta veche, limba pe care... Ați pus-o în practică în film? Pentru că înțeleg că a fost foarte greu. Da, a fost foarte greu. Acum îmi vine în minte. Sigur, e o replică în limba aramaică, în limba ebraică. Dar am rugat. Pentru că munca, studiu, lucru, colaborarea era de așa natură că mi-am permis. Erau repetiții foarte multe. A studia... Înveți o nouă limbă. Da. O înșiruire până una alta de niște sunete până și semnificația și cum și ce și care e muzicalitatea limbii. Nu e o joacă. Însă asta spun, aveam de plină încredere în felul în care colaboram, în felul în care lucram, în ceea ce dăruiam, în felul în care primeam absolut tot ce îmi spunea regizorul Mel Gibson, încât într-o noapte de filmare, într-un anumit context, am întrebat, oare pot să rostesc cuvintele, replica, prin ce se deosebește această noapte de toate celelalte nopți? Este una dintre propozițiile, incantație, rugăciune pe care le spunem în seara de Seider, de Pesach, de Paște,
Și dacă vorbim despre cina cea de taină, despre seiderul de Pesach vorbim. Mm-hmm. Cum știți foarte bine, da, trebuie să fac eu, dar eu acum lecții. Maniștana alai la haze micol haleilot. Nu sunt vorbitor și nu sunt practicant, eu nu sunt un om religios, atâta cât sunt și o chestie foarte personală, foarte intimă, despre care nu o să vorbim și nu vorbesc, care e relația mea cu divinitatea și cum se manifestă, nu discutăm despre asta, eu nu. Însă, iată, am rostit, am spus, mi-am adus aminte cum rostim în fiecare an și a fost de acord, pentru că există da și există nu. Sunt lucruri care se potrivesc și lucruri care nu se potrivesc. A fost de acord și a rămas rostită replica în film, pentru că regizorul a fost de acord. Pentru că se potrivea. Era, cu aceeași... era din același film, ca să zic. Da, dar ar fi putut să fie nu și nu ar fi rămas. Interesant. Faptul că eu caut și caut în ceea ce știu, vorbesc de documentare și mă interesează foarte tare, măcar și pentru mine. Mm-hmm. S-a întâmplat și adevărul istoric. Adică adevărul... Contextul ce spam, da. Cum e... se poate să nu, ai doamne, du-te de aici, când jucam, când studiam în facultate Livada de Vișin, Cehov, Gaev, păi e un terorist la bătrâneți, du-te, dragă, da. Da, a fost unul dintre, să spunem, în cercul celor care l-au ucis pe țarul Alexandru al II-lea. Lasă-ne, dragă. Lasă-ne, dragă, da. În felul ăsta, cum studiam împreună cu Mel Gibson. Complex. Practic, e interesant. Să mai deschid o fereastră. Absolut, și absolut. Încă una. Oh, bine, nu vă folosește, nu-i nimic. Dar ia uite ce chestie am mai aflat. Stimată domnișoară Sebra Maia. Spuneți. Eu curiozitate personală. Ați mai văzut vreun film al lui Mel Gibson? Care v-a plăcut foarte mult? M-a impresionat. Asta cu plăcutul e iarăși o chestie. Așa. Cum a putut să-ți placă așa? Nu știu, mi-a fi plăcut așa. Care ceva. Să fie filmul ăla? Braveheart, da. Asta l-am văzut înainte. Da. A fost un film pe care l-a făcut după aceea. Da. Și mă gândesc de fiecare dată la filmul respectiv, pentru că mi-ar fi plăcut să știu cum gândesc femeile. A, da, și ăsta a fost făcut înainte, nu? Lăsăm date. N-am portă cu Ana. Da. În comedie e minunat. E formidabil. Da. Cum un om poate să împace și drama și patosul și pasiunea cu partea înaltă. Țin minte atunci când se epila în baie. Deci erau două scene total... E un om complex, ca să spun așa. Spuneți-mi cum se cheamă filmul despre colonizare. Care? Era un nume. Când vin la... Colonizarea. Colonizare, când vin... Apocalipto. Formidabil. M-a speriat foarte tare. Dacă erați distribuită, stimată domnișoară senior Maia în Apocalipto. Ce se întâmpla? O limbă nouă. Desigur. Să intre Mel Gibson. Asta l-am păstrat până acum. A plecat? Da. Vezi? V-am spus băi, să vorbim. Băi, să nu mai cântăm atât. Dumneavoastră sunt de... Dacă nu am fi cântat atât, mă, erai mă, omul ăsta aici. Uite, vezi? A speriat. Spune-i lui Mel, dă-i telefon. Lasă-mă. Uite, vezi, compulsiv mănânc acum. Uite, deja, uite, îmi tremură toate mâinile. Ah, există o fază, nu sunt eu. Tipic Maia. Și zic acum așa. Nu sunt eu, a venit o vecină și v-a făcut scandal. Asta scenă apare și în spectacol. Ai, da? Pe bune, am... Știți? Vă rog. Ascultai prea tare la pick-up Sinfonia 41 de... Poate să fie și tramvaiul 41, toată scârțăială e. Așa a zis vecina, mă, că arta-ta. Oh, Dumnezeule. Sinfonia supranumită Jupiter, ce? Da. Bu. Scuzați-mă, a spus mama, nu e, nu. Pardon, ce gafă. Păi da, pe toată ziua.
Nu e, nu e Mozart ce am făcut. Nu, e da, Beethoven. Nu e Beethoven, e Mozart. Cum o cheamă pe vecina? Salutări vecina. Cum o cheamă pe vecina? Se întâmpla când aveam eu 5 ani. Am 62. Gata cu... Gata. Și săptămâna, reluăm cu săptămâna viitoare, avem pensionarea. Să te uităm lucrurile astea. Peste două luni. Dragii mei, pentru că numai o dată în viață, asta e altă emisiune, ai posibilitatea să iei cina cu Maia Mărtă. De ce nu o să mă invitați niciodată? De vreodată micul dejun. Luăm toate mesele. Da. Cel mai important este la brunch. Noi spunem brunch. Iar acum întrebările de final. Nu. Fă începutul. Înainte de întrebările de final, am o întrebare. Iertați-mă. Bye, my rebe, is gewesen, ba, my rebe, ba, my rebe. Days nach dem Mädchen, sieben Nacht mit die Ziegles, wieden haben nicht mit Riegels, war mein Rebe, ist gewesen, la 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 la. Mein Rebe, ist gewesen, Papa Rebe, war mein Rebe, ist gewesen, haben wir Fäben. Hopp, hopp! Der Kremit bis euch, es war ein Zehn, ein Film mit euch, muzica klezmer, muzica yiddish. Bă, dar de unde știi tu muzică? Ce vorbești, Franț? Unde te-ai născut tu? Lumea muzicii. Așa. E un univers. Le monde de la musique. Prima întrebare din seria celor rapide. Personajul preferat din istorie este? Ecaterina cea Mare, azi. Împărăteasa Rusiei, care era nemțoaică. Next. 1 mai, ziua de naștere, adică. Cu prietenii la mare sau sărbătorim cu colegii la teatru prin București? Da. Răspunsul, nu, că eu traduc răspunsurile mai peste tot și nicăieri. Nu, peste tot și oriunde. Perfect. Care sunt asta-i tată. Să ne concentrăm. Să regrete că n-a auzit răspunsul la această întrebare. Îi trimitem. Care sunt proporțiile următoarelor elemente în cariera unui actor? Muncă, talent, noroc. 90, 60, 90. Muncă. Proporția ideală. Teatru radiofonic sau audiobook-uri? Da, în egală măsură. Ador teatru radiofonic, îl ador și ca e o urmare firească. Corect, e bravo. Un fiu. Un copil. E o succesiune normală. Da. Ce actori români ar fi fost potriviți să joace rolurile principale din Titanic? Titanic Vals. Lăsăm pe Tudor Mușărescu, trecem la Tudor Vișinescu. Titanic este aia care s-a scufundat cu băiatul care Jack și fata Rose. Care sunt actorii români? În fiecare generație pot fi actori din lumea întreagă, din România as well. Regizorul preferat cu care ați lucrat este? Aș fi nedreaptă și aș face o gafă și cum poți să spui, mă, așa ceva? Poți să spui, mă. Răzvan Mazilu, am crescut împreună. Era student la coreografie, era la foarte la început, însă am crescut într-un moment în care nimeni n-avea încredere în ceea ce propunea în teatru dans acum 30 de ani. Pe niște holuri, repetam, pe ciment, da. Despre Răzvan Mazilu aș povesti. În rest, aș fi absolut nedreaptă dacă aș numi pe cineva și aș uita pe cineva. Corect. Pentru
pentru că mi-au dăruit fiecare regizor cu care poate am început bine, poate au existat dificultăți, poate au existat blocaje, aș fi nerecunoscătoare dacă nu i-aș numi pe toți, pe toți, pe toți, pe toți. Care este cel mai frumos proverb românesc? Capul face, capul trage. Dem Rădulescu sau Puiu Călinescu? Da, da, da. Doi profesioniști desăvârșiți. Puiu Călinescu, capacitatea sa de a improviza, Dem Rădulescu cu conexiunile pe care le făceau, iarăși, mureai de râs pentru că nu te aștept, pentru că te surprindea. O vezi, dragă, pe doamna, pe secretara, doamna Berlogea, mergând în mâini pe aici. O personalitate, profesor de istoria teatru, conexiunea ca să-ți arate cât e mintea noastră delimitată și ce se... Crezi că ar fi acum un stand-upper formidabil, Dem Rădulescu? Probabil că da, probabil. I-ar fi plăcut să asta vorbească singur pe scenă? Probabil, probabil, cred, dar acum facem supoziții. Absolut, absolut, supoziții. Da. Cine știe, cine știe. Cea mai frumoasă floare din grădina ta este? Laleaua. Aș vrea o poză. Aș vrea imediat o poză. Glicina. Glicina, da. Acum... Frumoasă. Acum vrea să-mi înflăc, am tot, o tot und și o năvălește. Glicina se funde, da, 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 foarte bine. Glicina mea năvălește peste. O năvălitoare cu prin... Da, frumoasă. Prin excelență. Glicina, acum vrea. Nu. Ești gata? Nu. Bine ați venit la Gestica Molt. Stimată domnișoară, senior, Maia Morgenstern, în tramvaiul 41 în care mergeți deseori, v-a oferit cineva flori? Mi-a oferit la metrou cineva portret. Mi-a pictat domnul paznic de la security, mi-a oferit două portrete la metrou în stație. Extraordinar. Da. La gorjul lui. Dar știu că la metrou ai văzut o doamnă care vindea căciul și a luat căciula de la ea. Da, asta da. Și am fotografii cu narcise și achiziționez. Nu știu dacă în metrou sau în tramvai cineva ți-a oferit flori, dar eu da. O clipă de sinceritate, atât ne-a mai rămas. Alături de Maia cea frumoasă, cu emoție în glas. Mamă că știu, pot să fac stand-up când... Splendid. Deci asta vreau să fii flor din cap până în picioare. Mulțumesc. Dragii mei, fiți foarte atenți. Pe întâi mai aveți o singură misiune. Luați telefonul, căutați-o pe Maia. O întâlniți pe Facebook, pe Instagram. Dar din dar se făcu. Mulțumesc frumos. Dragii mei, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Păi cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Maia să trăiască, Maia să trăiască, la mulți ani. Atenție! Și să înflorească, și să înflorească, la mulți ani. Și acum suflă! Asta este! Aplauze pentru... Deci fiți atenți! Uite, este prima persoană. Vezi cât de specială e Maia?
O, oh, Dumnezeu. Vezi că este vegan, da? Este vegan, nu are nimic în el. Mulțumesc. Mare drag. Mulțumesc. Este prima dată când primesc o floare din buchetul unei dive. Maia mi-a dat o floare. Maia mi-a dat o floare. A, și, a, ți-a aruncat o floare? Da. Da. Am o întrebare aici pe final de întrevederea noastră. Pardon. Pardon. Am și o întrebare. Maia vă dă flori. Veniți să luați flori. Domnul de la cameră, domnul de la cameră a primit și el flori. Deja sunt gelos. Băi, parcă sunt de la spectacol aici. Deci, asta înseamnă generozitate. Generozitate. Pardon. Basket, no. Nu. Da, handball poate, da. Una, două, trei și... Un copac cu flori să vă pot îmbrățișa. Un copac cu flori, asta este Maia mea. Vreau să te întreb, Havana Gila, Havana Gila, se cântă atât la... Unde se cântă? Are un loc? Nu știu așa bine și nu vreau să dau răspuns. Se cântă cu bucurie la petreceri, când sunt... Da, asta știu eu, asta am experimentat eu. Nu sunt expert și nu vreau să dau definiții acolo unde mă pricep mai puțin sau nu mă pricep deloc. Dar știu că ascult, se cântă în ocazii festive, când se bucură lumea. Poate aveți alte informații? Exact aceeași informație aveam și eu, pentru că zice let's rejoice, let's sing, let's... Și normal că aceste elemente se cântă atunci când noi ne simțim mai bine. Dar, pentru că eu n-am cântat niciodată în viața mea această melodie, foarte clar, și vreau doar un... Sunt adevărate aceste... Spuneți. Sunt adevărate aceste versuri? Și iarăși nu le știu, sunt scrise cu caractere latine. Dacă ar fi, nu? Ar fi trebuit să fie scrise cu caractere ebraice și iarăși aici avem niște lagune, niște lagune. Lagune adevărate, lagune albastre speciale. Da? Deci așa. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Vesnisme... Venismeha, Hava, de la început. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Venismeha. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Venismeha. Hava, na-na-na-na, Hava, na-na-na-na, Hava, na-na-na-na, Venismeha. Asta știu! Hava, na-na-na-na, Hava, na-na-na-na. Melepsa mea. Sau pe acolo. Mulțumesc frumos. Dragii mei, pentru că Maia are nevoie de sfat special și știu că are nevoie, pentru că se va întoarce acasă. Și un domn cu o voce recunoscibilă o să o întrebe: unde ai fost? Nicăieri. Dar de ce miroși atât de bine? Poftim! Acest parfum, stimată domnișoară senior Maia, este un parfum pe care dacă îl testez acum, îmi pot spune dacă e bun. Dacă nu, îl arunc. Amintirea asta se aruncă la coș și dispare în neantul amintirilor noastre cotidiene. Nu dispare. Mulțumesc frumos pentru gândul cel bun. Mulțumesc foarte frumos. Este exact parfumul care te însoțește. Tu ești o persoană
Nu ești happy. Dacă happy, ești o persoană happier. Da, sau the happiest person, știi asta? Asta ești tu. Aș aduce, aș vrea să aduc un pic de bucurie, că mai scriu că de asta, că de o postărică, că like-uri, că ne-like-uri, că nu știu ce, că mi-e drag să citesc reacții, amintirile, ce declanșează, ce stârnește în alți oameni care poate simt nevoia să deschid, să împărtășească un când o întâmplă. A, că și mie, că așa. Asta e, îmi face mare plăcere. Maia Morgenstern e o bucurie fără doar și poate care, de care te îndrăgostești fără îndoială. Există o piesă care se încheie toată aventura asta cu podcastul nostru. Există o piesă care se numește Lucruri Simple. Versurile sunt foarte... Eu conduc. Da. E ca și când ne ținem de mână muzical vorbind. Mm-hmm. Acestea sunt versurile. Mm-hmm. Se apropie ziua Maiei, trebuie să-i dăm un mesaj. Așa. Pentru că ea ne-a făcut să simțim, ne-a făcut practic un masaj. N-am găsit altă rime. Și vreau să vă spun că vine unul mai și dincolo de toate grătarele care sfârâie, vă opriți o clipă și vă gândiți că există Maia. Și acum melodia preferată a Maiei. Ăsta e Banc. Eu l-am făcut adinauri. Care este piesa preferată a Maiei Morgenstern? Muzicală? Da. Râde iarăși primăvara peste câmpuri, peste ploi, bucurie în toată țara, că a venit întâi de mai urmării au pornit și viața lor plătit. Că ei sărbătoresc unul mai, unul mai ce-i doresc. Că ei sărbătoresc unul mai, unul mai muncitoresc. Tra la 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 la. Și totuși, Bancu e așa. Care este piesa preferată a Maiei Morgenstern? Maia hi. Așadar, dragii mei, lucruri simple. La finalul unei istorisiri senzaționale din viața acestei femei unice și irepetabile, Maia, mamă de trei, iubitoare de artă, muzică, își... Dacă ar fi în toată țara asta să spună câte o bucățică din suflet, unde mai trebuie să mă bucă? Am o bucățică din suflet, unde o mai pun acum? Așa, exact așa ești tu. Pe bună, dacă nu ești așa. Lucruri simple, care sună așa. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să fie așa, ce frumoasă, ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Intuiție muzicală perfectă. Vezi? Nu caut cuvinte greu de înțeles. Chicago cu Maia. Orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Ce albastru ești și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Marius, pianist, și-a făcut frizura, s-a pregătit suplu
Știi că vine Maia. Nu ți-e ție puțin rușine, mă? Las că te prind eu. La Suretavo Șerban, la cameră, cel care a prins florile și a prins și un surâs al Maiei, Răzvan, a dansat pentru voi Cristi, care tot se mișcă în stânga, în dreapta. Andreea, unde iubire? Andreea, sper că ești acolo, da? Toată lumea astăzi a fost alături de noi și alături de Maia. După ce se termină filmarea, noi mai rămânem aici și mâncăm tortul ăsta. E vegan, nu te îngrași deloc. Strofa a doua. Încep eu, da? Mie-mi place orice zi care mi-ar putea când dimineața de lângă perna ta. Din grădina tu așa se dimineața. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ieri și speranța că nu te vei schimba. Iluzie. În sanscrit, traducerea cuvântului Maya, numelui. Și Luceafărul sau Steaua dimineții? Morgan Morgan e de dimineață. Poate să fie Morgan, poate să fie mâine. Steaua de mâine. Ok. Eu n-am nimic. Eu știu că numele meu se rimează cu Trenciu, Beciu și Supliciu. Atâta știu. Și Ciuciu. Ata știu, mai mult. Și Machu Picchu atunci. Ei. Mulțumesc tot binele din lume. All right.